Bună seara! Regiul Gheorghe Mănăresc. Am fost rugat de studenții asociației, societății, studenților din Universitatea București să facă oficiul de deschidere a acestui eveniment, care s-a bucurat de mai multă atenție decât ne așteptam. Și, nu știu, poate că este bine că până la urmă se precizează mai ușor și mai repede lucrurile. Voi începe prin a mulțumi din partea societății studenților. A vă mulțumi dumneavoastră pentru că ați avut înțelegerea să veniți la această nouă locație. De fapt, este a treia pe care am ales-o. Prima aleasă a fost aula Universității din București, unde, credem noi, era cazul sau era bine să se desfășoare o dezbatere care are eminamente un scop, să spun, științific, academic. Însă răspunsul Universității a fost acela că nu pot accepta desfășurarea unui eveniment la care vor participa și persoane din afara Universității București. Deși acum câteva luni de zile, două, trei luni, a fost organizat acolo un eveniment de către cei care promovează, așa e zis, la revoluție sexuală și, să zic, o educație sexuală a tinerilor, unde au luat parte persoane din toate clasele și sociale și de vârstă. Deci, până la urmă, la noi se aplică un principiu, pentru prima oară, un principiu care nu s-a aplicat până acum. Însă, nu după multe zile, au dat și o declarație pe site-ul Universității în care Universitatea își reafirmă angajamentul față de diversitatea culturală și de opinie și față de dreptul la liberă exprimare, promovând un mediu academic în care drepturile și demnitatea umană ale studenților, ale cadrelor didactice, ale personajelor sunt respectate. Mă întreb, vă spun sincer, pentru că pe noi puțin ne-au mișcat. Suntem oameni ce am terminat universitatea, am fost timp de 5 ani membru în Senatul Universității, din 90 până 93 ani de zile și altfel vedeam atunci noi viitorul Universității și al spațiului academic românesc. Și din păcate, astăzi ne se spune că chiar noi nu avem dreptul să luăm parte la evenimentele acestei universități. Am terminat două facultăți în Universitatea din București, deci sunt cumva ca acasă în Universitatea din București, unde acum mi se spune că Universitatea sprijină și respectă dreptul la liberă exprimare. Al cui? Deci dreptul la liberă exprimare, înțeleg acum că este direcționat sau este acordat numai unei părți din societate sau din mediul în care academii. Pe urmă ne-am mutat la Casa de Cultura Studenților, în același motiv, că era vorba de o societate studențească ce organizează evenimentul. Am primit aprobarea, am organizat, s-au pus afișe și aseară au fost anunțați că nu se mai poate, nici acolo. S-a dat astăzi un comunicat din partea Casei de Cultură în care se spune că citează un paragraf din carte cu care ei spun că nu pot fi de acord, că sunt termeni prea duri. Paragraful suna la modul următor: cei care se străduiesc să demonstreze faptul că homosexualii nu au un comportament patologic, că stilul lor de viață reprezintă o alternativă cât se poate de normală la heterosexualitate, credem că sunt principalii dușmanii omului și mai cu seamă principalii dușmanii homosexualilor înșiși. Avem convingerea că numai adevărul poate să-i ajute pe aceștia din urmă să depășească uriașa suferință pe care o provoacă stilul de viață homosexuală la care s-au văzut atrași. Desigur, fraza este scoasă din context, pentru că contextul arată că, într-adevăr, stilul de viață homosexual este foarte păgubos pentru... O să vedem mai mult, o spune domnul doctor și voi completa dacă este nevoie la sfârșit. Dacă doriți, puteți să veniți și în partea aceasta, să fie loc să nu vă înghesuiți la ușă. Motivația este aceea că subiectul întâlnirii noastre este contravine principiilor de funcționare ale instituției, politicilor publice în domeniul tineretului adoptate de către Ministerul Tineretului și Sportului, entitate în subordinea căreia se află Casa de Cultură. Am aflat de pe internet, de la cineva care i-a contactat direct, că de fapt au fost presiuni din partea Ministerului Tineretului să se retragă aprobarea, să se spună pur și simplu în ultima clipă că nu se poate organiza acest eveniment în cadrul. De ce încep cu această problemă?
fac parte din generația care, să zic, a intrat în facultate odată, sau eram în mijlocul facultății odată cu Revoluția, și am crezut în faptul că lupta noastră de atunci, sau frământările noastre de atunci, erau pentru o lume mai bună, în care cel puțin să ai măcar atâta dreptul să-ți afirmi modul de a gândi, convingerile. Căci până la urmă, nu pentru pâine și circ, nu pentru Coca-Cola, să spunem, și pornografie s-au luptat, de așa au murit atunci oameni și erau să moară și unii dintre noi, ci pentru ca să avem această libertate de a ne exprima liber. Și iată că azi, la 25 de ani de la aceste evenimente, ni se spune că nu avem voie să ne exprimăm punctul de vedere, că își contrazice politicilor publice. Deci există anumite adevăruri, sau anumite păreri, anumite puncte de vedere care contrazic. Lucrul acesta se întâmpla și era, să spunem, principiul de fundamental al sistemului comunist și al tuturor totalitarismelor. Adică anumite adevăruri care sunt, să zic, pe care se fundamentează ordinea politică a unui sistem, nu pot fi puse la îndoială. Și probabil că adevărul că homosexualitatea reprezintă la ora aceasta este văzută ca o stare de normalitate care trebuie promovată în societate, nu poate fi pusă la îndoială. Din păcate, aici s-a ajuns și ne vejduim ca un astfel de eveniment, sau, să zic, o anumită trezire a conștiinței tinerilor, intelectualilor, oamenilor care au, să spun, un bun simț și o anumită măsură, să conducă la o stopare acestui fenomen care, din ce am văzut în studiile care au stat la baza cercetării noastre în Statele Unite, în anumite state, pur și simplu este interzis prin lege să mai afirm ceva care pune la îndoială normalitatea sau adopția copiilor de către homosexual și mai departe. Chiar îmi spunea un prieten din America că la noi în statul în care suntem, așa, o tipărire a unei asemenea cărți era imposibilă. În al doilea rând, în numele celor care au lucrat la această carte, fie la scrierea ei, cercetarea în sine, fie la editare, trebuie să spun de la început că nu am avut nicio clipă intenția, și nu avem în continuare, și nu ne stă în de fel să instigăm la ură sau la vreo reacție împotriva homosexualilor. Împotrivă. Cred că a conștientiza drama acestor oameni este cel mai mare ajutor pe care îl putem oferi lor pentru a-i ajuta să iasă din problema respectivă. Pentru că homosexualitatea, veți vedea că introduce individul într-o anumită criză, o criză existențială fantastică, care crește rata de criminalitate, de criminalitate, de sinucidere de 5-6 ori, crește criminalitatea, cresc bolile, scad durata de viață cu până la 20-30 de ani, durata medie de viață. Deci, atât timp cât aceste fenomene sunt asociate comportamentului homosexual, nu putem crede că acesta este un comportament normal. Vă asigur că în urmă cu 2 ani, când am început acest demers, nu știam aproape nimic despre homosexualitate. Și când am cercetat prima oară pe internet, am constatat că nu se găsesc studii, sau se găsesc primele săptămâni, n-am găsit niciun studiu. Absolut niciun studiu. Deși există o întreagă literatură pe această temă. Zilele acestea chiar s-a afirmat pe internet, mi-au comunicat prietenii că cartea nu are susținere științifică, că sunt adunate tot felul de reziduri științifice la 30 de ani de cercetări sau de... Noi am citat peste 550 de studii și aproape 100 de site-uri. Absolut orice afirmație făcută în această carte este susținută de o cercetare sau un studiu și oricând stăm la dispoziția oricui să discutăm, să dialogăm, să dezbatem pe temele prezentate aici. De altfel, nu sunt un secret. Sunt toate citate cu surse, deci pot fi găsite, pot fi analizate în ce măsură este adevărat. Sunt reviste medicale, reviste sociologice, psihologice din cele mai importante în Statele Unite. Nu numai atât. Două capitole sunt realizate în mod fundamental pe materialele obținute din sursele, din declarațiile homosexualilor. Deci, într-un capitol avem manualele pentru educația pro-homosexuală din Germania, pe care am extras și am tradus mai multe fragmente, pentru că pare incredibil, dar astăzi în Germania se pune problema, cel mai mare sindicat al profesorilor pune problema introducerii educației pro-homosexuale la toate materiile. Adică, indiferent că vorbești de matematică sau istorie sau oriunde să se aducă discuții în homosexualitatea copiilor, îi se impun jocuri de rol în care se intre în rolul de homosexual și să se gândească într-o situație ca atare. Am tradus identic, deci nu se poate spune că sunt textele noastre. Un alt capitol unde vorbeam despre practicile homosexuale și despre monogamia acestora.
Știți că este un întreg război pentru legalizarea căsătoriilor și adopțiilor de copii de către homosexuali. Și acest război se bazează pe ideea că nu există nicio diferență între ei și noi. Voi vorbi puțin mai mult, poate, despre această temă la urmă. Ideea este că la ei nu există monogamie. Și acest cuplu de homosexual care a realizat un studiu, unul cel mai mare existent până acum, cel mai mare existent până acum, ne-am citat din studii respective. Este o carte publicată în Statele Unite. Nu este cartea noastră, nu sunt surse obscure, se găsește pe Amazon, deci invităm pe absolut oricine să o cerceteze. De acolo rezultă în mod clar că probabilitatea ca un cuplu de homosexual să rămână monogam este foarte, foarte, foarte mică. Atât de mică că ei înșiși spun că monogamia nu face parte din stilul de viață homosexual. În sensul că au un prieten, sunt în cuplu, dar mai au și alții cu care întrețin relații. Despre efectele acestei monogamii, care deja a căpătat, s-a dat o nouă denumire de către un homosexual celebru, de monogamiși, adică o monogamie deschisă, în sensul că ai o relație cu o persoană și dar poți, cu care ai, să zic, o intimitate emoțională, dar poți avea relații și cu alte persoane. Această monogamie se dorește a fi extinsă și în cuplurile de heterosexuali, dar despre aceasta vom vorbi în continuare. Așadar, aș dori ca cei care fac astfel de afirmații privind științificitatea unui demers mai întâi să urmărească sursele, pentru că altfel războiul este doar unul ideologic, unul al emoțiilor, al patimilor și așa mai departe. Dau cuvântul domnului doctor să deschidă, practic, prezentarea cărții. Eu am făcut o mică introducere și vă revin la urmă, după care va urma domnul Andrei Derlo pentru a vorbi despre primizele ideologice ale promovării și răspândirii homosexualității în societatea noastră. Mulțumesc! Stimați invitați, eu sunt medic și profesor universitar de bioetică. În această calitate am studiat fenomenul destul de mult. Odată că disciplina de bioetică mă obliga să abordez acest fenomen din punct de vedere bioetic, în al doilea rând, ca medic, am îngrijit homosexuali în cariera mea și vă mărturisesc că nu am avut niciun resentiment față de ei, am avut chiar o profundă compasiune, și am dorit cu toată inima mea să pot să-i ajut în problemele lor de sănătate. Nu există vreo dovadă undeva că am atacat cu răutate acest comportament. În urmă cu câțiva ani, editura Cristiana, Asociația Cristiana, încă deocamdată de la înființarea ei ca membru fondator, sunt președintele ei și are o editură care publică cărți de medicină și de teologie și de religie și de bioetică. A editat în urmă cu 2 sau 3 ani o carte care se cheamă Bolile homosexualilor. A fost de fapt un compendiu format numai din citate, nenumărate citate, între ghilimele, din studiile care existau atunci în cărțile de pe piață, din Occident și de aici, și în studiile care apăreau pe net, diferite articole. Au fost selectate atunci numai studii editate de oameni de știință calificați, de universitățile din America sau din Europa, de psihologi, de psihiatri, de infecționiști, de oncologi, etc. În următoarele zile am fost chemați în judecată la Comitetul de Luptă împotriva Discriminării din România pe motiv că am publicat o carte cu un asemenea titlu. Sigur că nu am pățit nimic, așa, pentru că noi scriem cărți și despre bolile țesătoarelor și despre bolile minerilor și despre bolile copilului, despre bolile muncitorilor din zootehnie, deci face parte din profesia noastră să remarcăm anumite particularități
ale unei suferințe, ale unui grup oarecare, țintă. De fapt, cartea venea foarte mult în sprijinul homosexualilor. Nu exista niciun cuvânt care să discrediteze acest stil de viață a lor, arăta numai ce se întâmplă dacă ai un astfel de stil de viață. Această carte, pe care eu am prefațat-o, a apărut acum, se ocupă mai puțin sau deloc de aspectul religios al acestui stil de viață, de aspectul moral al acestui stil de viață. Autorul cred că nu și-a propus acest lucru, să abordeze de pe această poziție problema, ci este o carte fundamentată științific, care merită să fie citită în primul rând de homosexuali. În felul acesta, ei sunt ajutați foarte mult. Pentru că vor afla că acest grup de oameni numiți homosexuali au între 70 și 78% o boală cu transmitere sexuală. Au de 38 de ori mai mult cancer rectal, anorectal. Au de 160 de ori mai mult incidența mai mare a HIV-SIDA. Au de 3 ori mai mare tentația de a consuma droguri, cu tot ce decurge din asta. Alte boli cu transmitere prin seringă, etc. Au de 3,64 de ori o incidență mai mare la depresiile unipolare sau bipolare. 72% din homosexuali declară, ei înșiși declară, deci pe ei trebuie să-i credem, că au consultat de-a lungul timpului un psihiatru sau un psiholog pentru probleme emoționale. Și 30% dintre ei au fost spitalizați pentru o boală psihică. Vă dați seama ce înseamnă să ajungi să fii spitalizat ca bolnav psihic. După aceea, un grup de homosexuali între 18 și 27 de ani constată o rată de sinucidere mai mare de 14 ori comparativ cu heterosexuali. 34% din homosexuali au avut cel puțin o tentativă de sinucidere, iar din cei care nu au avut încă, 21% raportează că sunt foarte aproape de a o avea. Cifrele astea pot continua foarte mult, le găsiți în carte pe toate. Am observat cu ocazia unui simpozion care a fost organizat de Patriarhia Română în urmă cu mulți ani, pe vremea când se punea problema dezincriminării homosexualității în România, am observat un lucru atunci, pentru prima dată, cât de mare este pericolul relativizării valorilor când e vorba de acest fenomen. A venit acolo o doamnă de la guvern care reproducea așa ca o mașină de scris ce zice guvernul sau primul ministru din vremea aceea, nu contează, și susținea că homosexualitatea trebuie lăsată liber, neincriminată, ok, așa, că a lăsa liber e o problemă de demnitate umană și nu putem afecta această demnitate. M-am ridicat și am întrebat-o dacă are copii. Mi-a spus că are chiar 2 băieți și atunci mi-am adus aminte de pe vremea când lucram la spitalul de urgență că dacă la camera de gardă se prezenta un copil de 18 ani fără o zi,
eu trebuia să-l trimit la spitalul de copii, Grigore Alexandrescu. Dacă copilul avea 18 ani sau 18 ani și o zi, trebuia să-l opresc eu, pentru că era adult. Doamna reproducea tot așa ca un robot, ce zicea guvernul, zicea pedofilie nu, că e grav, homosexualitate da, pentru că e demnitate umană. Și am întrebat-o cum reacționează dacă copilul ei devine la 18 ani fără o zi homosexual, provocat și atras de un alt homosexual adult. Este grav. Pedofilie, codul penal, trebuie pedepsit, nu știu. Dar dacă homosexualul adult mai așteaptă o zi și îl ia la 18 ani și o zi, drepturile omului, demnitate, homosexual. Deci asta a fost răspunsul doamnei. Și atunci am realizat cât de relative sunt lucrurile și cât de șubrede este sistemul de valori pe care dânsii îl promovează. Eu m-am bucurat că a apărut această carte, nu numai din punct de vedere științific, ca medic sau ca profesor de bioetică. M-am bucurat tot în planul epistemologic că această carte demonstrează mai bine ca orice altă carte care mi-a căzut în mână pericolul unui fenomen contemporan mult mai grav decât homosexualitatea. Este tentativa de a distruge identitatea de gen, care este cel mai bestial atac la noțiunea de antropologie creștină. Pe prima pagină a Sfintei Scripturi scrie clar: omul a făcut bărbat, Dumnezeu a făcut bărbat și femeie. Știți că în țările nordice există acum un fenomen în care băiețelul la grădiniță este îmbrăcat în fustiță, fetița este îmbrăcată în pantaloni. Când sunt întrebați ce sunt ei, nu au voie să spună eu sunt băiat sau fetiță, eu sunt copil. Nu au voie să spună tata și mama, ci părinte 1 și părinte 2. În Germania, acum 3 luni, au apărut pe certificatele de naștere 3 căsuțe la sex, feminin, masculin și neutru, și părinții îl declară cum vor ei. Deci, în momentul în care aceste fenomene, aceste tendințe, să le numesc așa, ca să le numesc forțe, vor reuși să atace la rădăcină fundamentul antropologiei creștine, pe planeta asta va fi un dezastru mult mai mare decât asistăm noi acum. Eu nu pot decât să-l felicit pe autor, pe autori, că au reușit să demonstreze acest lucru și sigur sunt la fel de bucuros din punctul meu de vedere, nu trebuie împărtășit de ceilalți, nici de homosexuali. Sunt bucuros că chiar pe, doar pe una, două, trei pagini, nu știu, mai puțin, rezolvă și problema morală, care pentru un popor creștin ortodox este importantă chiar dacă homosexualilor nu li se pare importantă. Poate în altă carte autorii se vor ocupa și de viața religioasă a homosexualilor și de efectele acestei, consecințele acestei vieți religioase sau nereligioase, pentru că noi am publicat la Cristiana acum o lună o altă carte numită Manual de diversitate și psihoterapie religioasă, apărută sub egida APA-ului, a Asociației Psihologilor Americani, și acolo sunt foarte, foarte multe lucruri de dezbătut. Pentru că 70% din oamenii planetei sunt religioși,
iau decizii și au un sistem de valori în viața lor în funcție de convingerile religioase, deci nu putem face abstracție nici de acest lucru. Vă mulțumesc, vă fericit și dau următorul. După ce încheiem... Vom răspunde la întrebări, așa că pregătiți întrebările din timp ca să nu așteptăm pe urmă la cuvântul lui Adrian Iverlău. Mulțumesc, este foarte mult de spus. Eu, într-un fel, mă bucur că... Mă bucur că s-a întâmplat acest lucru astăzi. Într-un fel, mă bucur că am fost obligați să schimbăm locația, că ni s-a refuzat această sală de la Casa Studenților. Mă bucur că au venit cei care au dorit să protesteze și mă bucur că Ministerul Tineretului a interzis, practic, instituției din subordinea sa, Casei Studenților, să ne pună la dispoziție această sală, acea sală. Pentru că aceasta dovedește că totalitarismul este în vigoare, dictatura este în viață, acționează, funcționează și dovedește, practic, că cei care sunt, de data asta, cel puțin în mod explicit și în mod evident, discriminați, sunt heterosexuali, sunt, să spunem, cei care doresc să promoveze această poziție tradițională. Deci e clar acum cine este discriminat și cine discriminează. Din punctul meu de vedere, într-un fel, cred că este o dovadă destul de explicită că de data aceasta Ministerul Tineretului, deci guvernul care îi aparține, statul, interzice un drept la libera exprimare. O liberă exprimare decentă, calmă, absolut non-violentă, o dezbatere cu caracter științific, deci este o lansare de carte, cu un conținut științific, sunt 35 de pagini de bibliografie, cum a spus Virgil, peste 550 de studii citate, studii științifice, cea mare parte în spațiul american, universitar american, nu sunt din România, aceste studii nu sunt românești, sunt studii publicate de-a lungul ultimelor decenii în Statele Unite, în Canada, în Europa de Vest. Deci o dezbatere absolut liniștită, fără niciun fel de provocare, fără niciun fel de gesturi violente, niciun fel de discurs al urii și alte etichete care mi se aplică. Virgil are o operă deja destul de elocventă, a scris mai multe cărți. Eu am și eu am 3 licențe universitare, inclusiv 2 la Universitatea București. Sunt doctorant. Nu poate fi vorba, cred, cum a arătat domnul doctor, de un discurs bigot, un discurs al urii, un discurs obscurantist, troglodit, expresia unei ignoranțe, a unei uri împotriva homosexualilor, împotriva. Deci, realmente sunt convins și am aceeași dorință de a explica acest lucru. În momentul în care cineva este bolnav, dar nu îi se recunoaște nici măcar dreptul de a fi numit bolnav și boala lui este declarată normalitate, nu mai poate fi ajutat. Deci este vorba de compasiune și este vorba de un mod de a ajuta niște oameni care trăiesc o dramă, o dramă uriașă. Faptul că în anii 70, până în anii 70, acest comportament era considerat patologic, făcea parte dintr-o strategie de a exonera și de a dezincrimina homosexualitatea. Deci chiar, dacă citiți literatura din anii 70, 60, 70, până în 73 și chiar după, dar în special până în 73, când s-a produs un moment de cotitură, și o să vă zic imediat de ce, până atunci acest comportament era considerat în mod unanim patologic, era numit o boală, se invoca această patologie pentru a dezvinovăți homosexualii, care în felul acesta nu mai puteau fi incriminați în mod penal. Dacă este boală, nu este infracțiune.
dacă nu este infracțiune, ei nu pot fi condamnați penal în justiție și pe acest considerent a și fost dezincriminată, de fapt, din codul penal, inclusiv în România, dar mult mai devreme în alte țări, acest comportament a fost dezincriminat și scos din rândul infracțiunilor, din codul penal, pe motiv că e boală. Deci, repet, așa a fost considerat multă vreme. Dacă oamenii sunt bolnavi, nu poți să-i acuzi că sunt infractori. Deci nu poți să-i bagi la închisoare. Un argument folosit în mod explicit multă vreme, după ce s-a reușit dezincriminarea acestui comportament și scoaterea lui din codul penal de peste tot, strategia s-a schimbat și n-a mai fost considerată boală. Deci de unde inițial, sau o bună perioadă de timp, a fost considerată patologie, după aceea a devenit ceva născut, un caracter născut, a devenit o caracteristică eventual moștenită, eventual transmisă genetic și, ca urmare, a devenit interzis să fie numită boală. Un argument extrem de interesant și pe care îl avansează geneticienii și neurobiologii înșiși este următorul. Chiar dacă ar fi o genă care răspunde de transmiterea acestui comportament homosexual, chiar dacă ar exista o genă în mod clar vinovată de acest sau răspunzătoare de acest comportament, ea nu s-ar putea transmite. Deoarece ar fi presiuni selective împotriva ei și ea s-ar elimina, ar dispărea, din cauza că ei nu se înmulțesc, nu se reproduc. Ori o genă dispare în momentul în care purtătorii nu se reproduc. Deci, în mod evident, nu poate să confirme, dacă ar fi o genă, ea ar dispărea prin simplu fapt că nu s-ar putea perpetua, deoarece ei nu se înmulțesc la rândul lor. Iertați, există și un alt argument mult mai simplu și pe înțelesul tuturor. Există în America o fundație care se ocupă cu multă atenție de homosexuali și încearcă să le schimbe comportamentul și să redevină hetero. Cheltuiește aproximativ 20 de milioane de dolari pe an și în ultimii 20 de ani raportează 500 de mii de homosexuali care au revenit la atitudinea hetero. Ori, dacă ar fi fost un determinism genetic, acest lucru n-ar fi fost posibil. Evident. Mai mult gemenii monozigoți, unul e homosexual și altul nicomosexual, deci dacă au același fond genetic, era imposibil și asta este argumentul cel mai tare la ora aceasta. Deși începutul propagandei s-a bazat pe ideea că au descoperit, în anul, parcă în 70, nu mai știu în ce an, de ceva, au descoperit că creierul homosexualilor este altfel bine decât cel al heterosexualilor. Toate afirmațiile privind faptul că așa sunt născuți au fost, până la momentul de față, au fost contrase științific. Probabil lucrul acesta însă nu se cunoaște în populație, nu este popularizat deloc. Se merge pe ideea că așa s-au născut și ăsta este argumentul cel mai tare. Însă doamna Galina Răduleanu, psihiatru, îmi spune următorul lucru. Nici asta nu este un argument. Dacă așa s-a născut cineva, nu este un argument că așa asta este starea de normalitate. În America, de exemplu, sau în Europa, poate, rata de la bolnavii de schizofrenie este de 2%. Exact cât sunt numărul homosexualilor în Statele Unite. Asta nu înseamnă că nu le mai dăm medicamente schizofrenicilor pentru că este o stare de normalitate că așa s-au născut. Copiii care se nasc cu autism, de ce părinții lor intervin și se luptă să-i ajute ca să depășească starea respectivă? Dacă așa s-au născut, de ce nu îi lăsăm și să zicem că aceea este starea de normalitate și să intervenim în manifestarea copiilor normal ca să ajungă și autiști sau la cei care au defecte de inimă? Deci faptul că s-au născut așa nu ar fi un argument decât pentru cei care fac propagandă, însă nu s-au născut așa. Că există anumite tendințe bazate pe, să zic, o activitate hormonală, poate, dar și măcar aici nu s-au demonstrat lucrurile din studiile pe care le cităm și pe care le-am văzut până astăzi. Iertare pentru unii. Ce vreau să spun? Deci am spus de 1973. În 73 s-a produs o cotitură în această strategie. Este anul în care Asociația Americană de Psihiatrie, American Psychiatric Association, APA, a scos din manualul de tulburări mentale, DSM, de diagnoză și clasificare a tulburărilor mentale, a scos homosexualitatea ca nemai fiind considerată boală. Deci, din 73, practic, acest comportament a încetat de a mai constitui pentru specialiștii în sănătate mentală din America, în primul rând, cea mai influentă organizație din lume în
stabilirea acestor reguli de diagnoză și tratament și statistică, această manifestare. Deci, cum s-a ajuns la această scoatere din acest manual celebru și care este un reper pentru întreaga lume în domeniul sănătății mentale, prin ani întregi de presiune, de lobby, de influență explicită, implicită, de multe ori violentă, au existat studii, inclusiv comandate chiar de mari centre de sănătate mentală și chiar un comitet al APA, al APA, a comandat un asemenea studiu, care a arătat foarte limpede că, într-adevăr, totuși, e vorba de o tulburare mentală și nu de un comportament normal. Și totuși, APA-ul a decis să ignore acest studiu și multe alte studii. Sunt citate în carte foarte multe studii de specialitate, elaborate conform unei metodologii incontestabile, științific vorbind, pe eșantioane alese aleatoriu, deci randomizate, pe cazuri din întreaga lume alese pe criterii științifice. Asociația americană a contestat, a ignorat practic aceste studii și a luat niște decizii, inclusiv cea din 73, pe baza a două studii făcute, unul fiind un studiu făcut de homosexuali înșiși, care a folosit un eșantion insuficient și numeric și ales nealeatoriu, ci în mod subiectiv. Celălalt nici măcar un studiu științific, ci o carte pur și simplu cu interviuri luate unor membri ai comunității gay și lesbiene din America. Și pe baza acestor două, așa zise, documente, asociația a decis scoaterea din manual. Au fost ședințe întregi în care s-a dezbătut acest lucru. Activiștii precum Frank Kameny, care este celebru de altfel un activist american de origine rusă, a fost unul din liderii acestei mișcări de intimidare, în mod explicit, Asociația Americană de Psihiatrie. Frank Kameny, de altfel, a fost întemeitorul societății numite Mattachine Society în America, o societate creată de Harry Hay pe motivul Partidului Comunist American, deci e vorba de o mișcare de stânga, de extremă stânga, în cazul Mattachine Society. Sunt lucruri verificabile pe internet, le puteți găsi pe Google, deci nu e niciun secret, nu sunt invenții. Frank Kameny, care deci făcea parte și din Gay Liberation Front și din Mattachine Society și prezența lui a fost în ultima instanță impusă Asociația Americană de Psihiatrie la dezbateri și ca de multe alte ori au recurs la intimidare și la pur și simplu linșaj mediatic și profesional al acelor specialiști americani care au încercat să susțină un punct de vedere contrar, punctul de vedere al considerării acestei tulburări mentale ca fiind reversibilă, vindecabilă prin psihoterapie și, cum spunea domnul doctor, în momentul în care există nenumărate cazuri de oameni care se vindecă prin terapie și psihoterapie de acest comportament și de această orientare, să spunem, ea nu mai poate fi considerată ca fiind de natură genetică. După ce Asociația Americană a adoptat această măsură, după aceea toate celelalte asociații și instituții de sănătate mentală din lume au adoptat aceeași perspectivă. Așa cum spunea și Virgil, am să mă refer foarte pe scurt la componenta politică a acestei mișcări. Foarte pe scurt, pentru că lucrurile sunt extrem de complexe. Există și în carte aceste referiri, aceste explicații. Pe lângă faptul că în carte se arată ce se întâmplă, cum se întâmplă acest fenomen, e și întrebarea de ce se întâmplă. Din ce motiv, care este scopul, cine are interesul de a promova această agendă homosexualistă și care ne este practic impusă într-un mod, iată cum am văzut și astăzi, inclusiv prin măsuri oficiale și legislative sau instituționale. În anii 70, Michel Foucault vorbea despre biopolitică. Michel Foucault, el însuși, este un filozof de stânga francez, dar nu este primul. Biopolitica în sensul
unui control biologic al individului în societatea modernă și postmodernă. Biopolitica înseamnă un tip de societate în care individul este controlat biologic și supus unei presiuni biologice de natură însă ideologică. Cum s-a ajuns aici? Iarăși foarte pe scurt, nu vreau să vorbesc foarte mult, dar încă din 2013 vorbeam despre aceasta într-o serie de articole într-o revistă, în Familia Ortodoxă. Deci e vorba de un comportament care are peste un secol, o istorie foarte îndelungată. Încă acum 100 de ani, Karl Heinrich Ulrich, un activist german pedofil și homosexual, a lansat teza nașterii așa, deci faptul că ei s-ar fi născut așa, ca o strategie de impunere a acestei agende. Ulrich era și el de stânga, era un activist de stânga, repet, acum un secol și mai bine. În anii 20, 1920, începutul secolului 20, vreau să zic că, după Revoluția Socialistă din URSS, stânga marxistă a constatat că marxismul nu se răspândește foarte mult și au inițiat o altă modalitate de a contracara și de a submina, practic, în mod subversiv societatea, distrugându-i morala. Deci este pur și simplu vorba de o agendă și de un război împotriva familiei, împotriva moralei tradiționale, nu numai creștine, ci o morală tradițională care trebuie, practic, subminată. Înșiși activiștii homosexuali, Masha Ghesen și alți activiști, Signorile, Michelangelo Signorile și alți activiști care sunt citați, recunosc acest lucru. Ei spun, noi nu vrem căsătorie între homosexuali. Deci noi nu dorim să ne căsătorim, noi nu avem nevoie de căsătoria monogamă, nu acesta este scopul. Scopul declarat al acestor activiști, al întregii agende, este distrugerea familiei tradiționale, distrugerea unui tip de moralitate. Pe aceeași agendă se află și pedofilia, se află și poliamoria sau cultul relațiilor poliamoroase, deci familia multiplă. Practic, sigur, vorbim nu de România. Deci noi nu vorbim de România acum, pentru că România preia acest model din afară. Deci la noi, sigur, aceste lucruri par de ordinul science fiction. Deci când vorbim de așa ceva, România sună foarte neconvingător. Dar citatele și materialele citate și invocate sunt materiale care aparțin unor activiști din America, din Australia, din Germania, din Anglia, care recunosc că, de fapt, această agendă nu urmărește căsătoria homosexuală, nu urmărește, pur și simplu, adopția de copii de către aceste cupluri de același sex pentru că vor și ei copii, ci se urmărește un element mult mai radical, și anume subminarea, desființarea familiei înșiși. Iată ce spune, de exemplu, Signorile. Deci toți cei citați sunt homosexuali. Nu e niciunul heterosexual ca spune că deci recunoaște că relația deschisă, adică nu numai monogamiși, cum spunea Virgil, ci pur și simplu deschisă în sensul că fiecare din cei doi parteneri ai cuplului homosexual au în medie 500 de parteneri într-o viață, sunt și cu 1000 de parteneri într-o viață, și chiar monogami, așa zis între ghilimele, fiind într-o căsătorie, într-un cuplu, ei convin de obicei să aibă și alte relații în afara acestei căsătorii. Și spune Signorile, o relație în care partenerii fac adesea sex în afara ei, își ascund resentimentele și gelozia și discută între ei aventurile sexuale din afara relației sau au parteneri de sex în comun, deci asta este viziunea pe care ei o recunosc privind familia homosexuală între ghilimele. Deci un tip de familie, cum spune și mai departe, să luptăm pentru căsătorie între persoane de același sex și avantajele ei, iar apoi, odată acordate aceste avantaje, legiferată căsătoria, să redefinim complet instituția căsătoriei pentru a cere dreptul la căsătorie nu ca mijloc de aderare la codurile morale ale societății, ci pentru a demitiza și a schimba radical o instituție arhaică. Cea mai subversivă acțiune pe care femeile lesbiene și bărbații gay o pot întreprinde să transforme cu totul noțiunea de familie. Să o transforme în sensul de a o distruge complet. Și mai spune Masha Ghesen, o altă activistă
care activează în America și în Rusia, e de la sine înțeles că homosexuali ar trebui să aibă dreptul la căsătorie, spune Masha Ghesa. Se găsește pe internet. Tot de la sine înțeles mi se pare însă că instituția căsătoriei nu ar trebui să existe. Lupta pentru legalizarea căsătoriei între persoane homosexuale presupune să mințim în legătură cu ce vom face noi cu căsătoria odată ce ne va fi permisă. Fiindcă mințim când spunem că instituția căsătoriei nu se va schimba. E o minciună. Instituția căsătoriei se va schimba cum și trebuie să se schimbe. As change it must. Părerea mea este că aceasta nici nu ar trebui să existe. Deci, acestea sunt scopurile pe care ei înșiși le declară de ce luptă pentru căsătorie. Deci nu e vorba de... E o formă de iubire, e o formă de dragoste, au și nevoie de copii. Și am să închei dând doar două exemple șocante. Unul din cei mai importanți oameni de știință și psihiatri americani care au contribuit și care, de fapt, cel care a lansat noțiunea de identitate de gen, gender identity, se numește John Money. Celebru în America, în România mai puțin celebru, deocamdată. John Money a fost cel care a pledat prima oară pentru această concepție, care de natură ideologică, de fapt, că sexul nu coincide cu genul. Poți fi de sex masculin și de gen feminin, deci tu poți fi bărbat biologic, anatomic, dar genul tău real, de fapt, cum te simți tu, este, de fapt, ești femeie. Și John Money a pledat pentru această teză, a fost o somitate, era recunoscut în anii 60 pentru această concepție. A luat un băiat numit Reimer, David Reimer, și un băiat care a avut nefericirea de a avea o operație nereușită la vârsta de 8 luni, era unul din cei doi gemeni. La 8 luni băiatul a suferit o circumcizie, știți ce circumcizia? Și n-a funcționat bine instrumentul de cauterizare cu care a operat așa și medicul care a făcut operația i-a tăiat, i-a ars penisul. La 8 luni. Și atunci a rămas săracul așa. Părinții lui au văzut emisiunea televizor cu acest doctor Money, John Money, nu el a făcut operația, el era psihiatru. Și el spunea că are soluția pentru cazuri de acest tip în care problemă de identitate sexuală, de gen, l-au dus pe copil la doctorul Money, care sistematic, ani de zile, le-a spus părinților să-l crească ca pe fetiță, l-a crescut pe David ca pe fetiță, i-au schimbat numele în Brenda, și i-au spus că e fetiță, se juca cu păpuși, mergea la școală în rochiță, deci a fost crescut în această ficțiune. Mai mult, i-au dat hormoni, deci i-au dat hormoni estrogeni feminini, până când i-au crescut sâni băiețelului, deci lui David Reimer. În sfârșit, la vârsta de 13 ani și jumătate, totuși ceva nu era în regulă, băiatul a vrut să știe, amenința că se sinucide, fiindcă nu mai suporta această situație, el se simțea băiat și atunci i-au spus, uite, de fapt, ce s-a întâmplat, de fapt, uite, așa, te-am operat și acum doctorul Manii pretinde, sugerează, recomandă să-ți facem și un vagin, să schimbăm, deci, chirurgical sexul și să-ți eliminăm... El a fost castrat la un an, i-a fost tăiate testiculele și... practic, acest copil a devenit și a refuzat, a spus, nu, eu sunt băiat și vreau să fiu băiat. Și din acest moment a redevenit, fiindcă comportamentul era de băiat, și mai târziu, când a crescut, l-a demascat pe acest doctor John Money și a publicat și o carte și, în sfârșit, a devenit un caz foarte cunoscut, până când s-a sinucis în 2003. Acest caz este celebru în America și a făcut scandal destul de important. Doctorul Money n-a fost discreditat și astăzi este considerat o somitate în acest domeniu. Un alt caz foarte șocant este al celor doi homosexuali australieni, Mark Newton și Peter Truong, care în 2005 au cumpărat cu 8.000 de dolari serviciile unei mame gestante din Rusia. Unul a donat spermă, au avut un copil, adică mama respectivă a născut un copil pe care el l-au înfiat. Și apoi, de la 22 de luni, ei l-au abuzat zilnic pe acest copil, l-au abuzat sexual ei și o întreagă rețea de pedofili din întreaga lume, din America, din Canada, din Australia, din Germania. Deci era practic comercializat, pus pe piață acest băiețel, începând de la vârsta de 2 ani până pe la 12-13 ani când s-a aflat.
copilul credea că așa e normal. Cazul se găsește pe internet, Mark Newton, Peter Truong, îl găsiți pe internet, este un caz celebru, până când au fost arestați, au primit 40 de ani de închisoare acești doi homosexuali care au adoptat copilul, așa cum s-a conchis la anchetă, special pentru a-l exploata sexual. Deci, încă o dată, nu e vorba de homosexuali, nu e vorba de căsătoria lor, e vorba de familie. Deci, întregul război nu se duce pentru a da drepturi unor oameni să aibă și o familie normală. În primul rând că familia lor este monogamă doar în mod absolut metaforic, cum spunea Virgil, nu este vorba de monogamie reală. Și, în al doilea rând, scopul, dincolo de această agendă explicită, este cea de a submina relațiile de familie și morala tradițională. N-am vorbit și nu s-a vorbit despre aspectul moral, într-adevăr, pentru că, și cu asta am să închei, intenția a fost concentrarea pe aspectele științifice. De ce? Încă din anii 85, Marshall Kirk și Erastus Peel, doi celebri strategi ai agendei homosexualiste, spuneau: trebuie să folosim alianța între știință și opinia publică. Prin știință să convingem opinia publică de scopurile noastre. E bine, atâta timp cât știința a fost folosită și este folosită de această agendă subversivă în esența ei pentru a convinge opinia publică de niște falsuri, în ultima instanță, științific vorbind, intenția a fost de a aduce un document cât se poate de științific, cu citate, repet, cum a spus Virgil, din sute de autori de specialitate, tocmai pentru a contracara aceste argumente, așa zis, științifice. Genomul uman este cunoscut, sunt 1100 de gene în cromozomul X, 250 de gene în cromozomul Y. Nu s-a găsit o genă a homosexualității, nici n-ar putea fi găsită și nici nu a fost găsită în mod incontestabil cu dovezi. Nu s-a probat acest lucru. De câte ori s-a încercat și s-a încercat acest lucru, acele studii au fost invalidate, științific vorbind. De aceea accentul a căzut pe partea de știință, tocmai pentru a contracara aceste false argumente științifice care au stat la baza extinderii acestei agende. Judecătorii care au dat câștig de cauză în America, fiindcă vorbim de un sistem cu common law, vorbim de un sistem juridic în America, unde nu sunt legile cele care prevalează, ci hotărârile judecătorești precedente într-o altă instanță. Deci în America o hotărâre judecătorească este mult mai importantă ca la noi, acolo ea are deja statut de lege. Noi avem alt sistem juridic, dar în sistemul common law, acest sistem de, și acești judecători, când dau o hotărâre, au invocat și invocă aceste studii științifice, care sunt, de fapt, niște falsuri științifice, așa cum se demonstrează cu întreaga bibliografie citată. Mulțumesc! Voi face datoria să vă spun câteva cuvinte în general despre carte. E destul de greu de vorbit pentru că în cele 270 de pagini se concentrează foarte multă informație. Puteam să o punem într-o 1000 de pagini atât de bine. Doar dezvoltăm mai mult ideile. S-a încercat o monografie unitară și cât se poate de completă, în măsura în care putea să facă într-un număr scurt, mic de pagini, pentru că oamenii azi nu mai citesc, știm foarte bine. Eu vă recomand pentru că atât timp când ne pronunțăm, ne-am obișnuit foarte mult să vorbim după ureche, să ne formăm părerile după narațiunile pe care le-am urmărit în ultimii 10, 15, 20 de ani pe micul ecran. Practic, noi acum ne vom rezuma la o prezentare de carte și la o conferință pe care cred că o să o ținem cândva, pentru că iată, sunt atâția care stau în picioare, mai sunt afară cel puțin 60-100 de oameni au venit între timp, am fost anunțat și nu pot să intre, că nu avem unde să-i mai primim și au plecat. Deci, probabil că o să revenim cu o altă întâlnire în care să dezbatem, pentru că sunt o mulțime de probleme ce țin de tema aceasta și nu e vreo vorba numai de tema homosexualității. Cum spunea domnul doctor, este vorba de această tulburare de identitate de gen, despre care, numai despre această problemă, pentru că eu vă spun inițial că tema aceasta am vrut să facem conferința și prezentarea de carte să fie, da, alăturată, integrată. Dar pentru că am primit o asemenea reacție din partea acestor instituții, ne vom rezuma cu condițiile de față numai la prezentarea de carte. Însă să înțelegem bine că se lucrează foarte mult la problema aceasta tulburării de gen. Vă spun doar câteva lucruri.
În România sunt, eu știam acum câțiva ani, de 100-150.000, dar mi-a spus un prieten că e vorba de peste 300.000 care au crescut cu un părinte. Acesta este un mare factor de risc, în general fără tată sau fără niciun părinte. Vreau să vă spun că în țări ca Iordania sau Israelul, 98%, doar 2% din copii cresc cu un părinte sau fără niciunul, în timp ce în America 33% din copii cresc fără un părinte sau fără niciunul. Și cred că acesta este unul din cele mai bune indicatoare privind starea morală a unei țări, a unui popor. Când au lansat conceptul contracepției și avortului, justificarea prima a fost aceea că dorim copii, vrem să fie copii doriți. Și atunci, până când se devină doriți, putem să-i eliminăm din orizontul vieții noastre. Din nefericire însă, potrivit studiilor publicate, în numai câțiva ani de la legalizarea avortului și contracepției a crescut rata copiilor nedoriți foarte mult. S-a ajuns astăzi ca 33%, deci unul din trei copii cresc în afara familiei. Eu nu cred, vă spun sincer, că există ceva mai grav pentru societatea umană astăzi decât lipsirea copiilor de părinți. Pentru că aproape tot ce se întâmplă în viața noastră este legat de această matrice, de acest context al copilăriei, de modul în care se relaționează copilul cu tatăl, cu mama, cum se dezvoltă structurile de atașament. Un copil care nu și-a dezvoltat structurile de atașament în copilărie se va lupta cu problema de atașament în toată viața lui, în sensul că nu se mai poate atașa, va fi foarte greu și dacă se va îndrăgosti să gestioneze și să gestioneze relațiile sale emoționale și atunci, pentru că nu știe să o facă, se va refugia, va evita, va deveni anxios și de aici vor apărea conflictele și crește rata divorțurilor. Astfel de analize, din păcate, nu se fac, deși există studiile, dar fiecare își face pătrățica lui de studiu și nimeni nu vede pe ansamblu ce se întâmplă cu societatea umană în care s-a ajuns la 70% rata divorțului și iată că activiștii homosexuali, nu spun homosexuali, pentru că homosexualii, vă spun sincer, sunt vârful, sunt victimele. De ce sunt primele victime ale unei întregi ideologii ce urmărește să-i transforme pe tineri, care, copii mici care n-au nicio treabă cu lucrul acesta, să-i introducă în modul ăsta, în stilul acesta de viață? Mă opresc aici cu identitatea de gen, deși se poate vorbi enorm de mult despre identitatea de gen. Problema fundamentală este aceea că 60% din homosexuali au tulburare de gen. Nu toți. 40% nu au. Deci nu este faptul că ai o problemă de tulburare de gen. Tulburare de gen înseamnă că ai un comportament feminizat ca băiat sau ca fată, în comportament masculinizat, datorat unor relații din familie, în primul rând. Datorat lipsei tatălui, băiețelul nu are un model paternal, nu știe cum se comportă ca bărbat, datorită faptului că maică-sa este foarte dominantă, îl calcă în picioare, calcă bărbăția în picioare și am auzit psihologi care îmi spun că îl urăște pe băiat pentru că când îl vede pe băiat și amintește de tatălui și atunci ea își revarsă toată ura ei asupra bărbăției băiatului pe care încearcă să o anuleze. Și evident că pe termen lung acest efort va avea succes, astfel că am cunoscut la conferințele ținute în țară băieți care mi-au spus nu știu să mă comport ca un bărbat și vreau să mă căsătoresc, dar mi-e foarte greu pentru că nu am avut un model și nu e vorba numai de știință. E vorba de o sumă de narațiune, e vorba de care, cum să spun, generează un comportament. Omul este o ființă foarte complexă. În subsolul conștiinței noastre se află depozitate ca în toate mecanismele în baza cărora noi ne manifestăm, relaționăm unii cu alții. Deci aici se lucrează la ora aceasta. În momentul în care vorbeam cu o psihologă de curând și spunea că deja în manualele românești au apărut afirmația că nu există comportamente specifice, manuale pentru copii, cum se pare clasa 5-a, specifice băieților și fetelor. Adică ca și cum ai spune că dacă o fetiță se joacă cu păpușile, se poate și un băiat juca foarte bine și că băpușa, o fetiță se poate juca cu armele sau poate să se bată cu nu știu ce. Că există excepții, asta e adevărat, dar regula spune că păpușa, fetița atrasă de păpuși și eu niciodată n-am înțeles cum poate să fie o fetiță atrasă de păpuși, dar asta este lucru minunat, sau să stai să joci cu păpușe. Cum o fetiță nu înțelegea ce căutam cu un ceas în mână, îl desfăceam bucățele sau orice aparat dădeam peste el, ea nu privește așa aparatul, deci nu analizează, nu desface, nu... E alt mod de a vedea lucrurile și asta ține de firea ei femească, pentru că o are de la un an, doi, nu vorbim că sunt construcții culturale, cum zic ei, construcții culturale și noi deconstruim. Nu! Sunt genetic, astea chiar sunt comportamente determinate genetic. Fetița de mică este atrasă și către lucruri și către îmbrăcăminte, așa, la băiat nu se vede lucrul acesta. Sigur că educația poate să schimbe, dar poate să schimbe instalând un soft fals peste hardul care, să zicem, începe să funcționeze greșit și astfel în timp se strică hardul. Ca un fel de paranteză, privind modul în care se lucrează. Este cazul lui Thomas Lobel, un băiețel de care la 7 ani, 8 ani, fiat de două lesbiene,
i-au făcut un tratament hormonal, au hotărât ele că băiețelul, de fapt, își dorește să fie fată. Eu m-am întrebat de ce am înfiat un băiețel, de ce am înfiat o fată de la început? Și i-au făcut tratament hormonal, au băgat estrogenii în el, astfel încât la 11 ani își puneau problema că trebuie neapărat să-i facă operație să-i taie penisul, pentru că el, ca adevărat, e fetiță și nu are nevoie de penis. Și l-a arătat pe băiat că el e de acord. Vă dați seama, un copil în care e băgat de la 7-8 ani, e băgat hormoni și se punea această prezentare, era pe CNN și veneau aduși psihiatri și psihologi și spuneau ce minunat, iată la ce unde s-a ajuns descoperirile noastre și că iată așa, se modelul. Cum să spui așa ceva când se știe clar că hormonii androgeni joacă un rol fundamental în dezvoltarea creierului omului, bărbatului? Dacă nu e rău, se dezvoltă creierul. Deci în momentul în care tu îi dai copilul acela, e așa, domnul doctor, dacă îi dai copilul acela estrogeni, îi dai estrogen, la un moment dat, nu, el nu are nevoie de androgen, este băiat. Genetic vorbind, el rămâne bărbat, el are XY, are cromozomii aceștia, nu are XX, deci are o altă determinare. Deci vă dați seama, o mutilare a ființei umane, eu vă spun sincer, când am citit lucrul respectiv, știind ce se întâmplă și cum se dezvoltă un copil, mi s-a părut cel mai îngrozitor lucru pe care l-am văzut în viața mea. Până acum n-am auzit de ceva mai îngrozitor. Deci un copil care nu are habar se întâmplă cu el, să începi să-i dai estrogen, să-i pui în mâncare și după câțiva ani să-i spui, tăiem penisul și îl reconstruim noi după cum avem noi mintea. Iar marea societate să spună ce minunat lucru fac aceste două lesbiene. Și până spună nouă că de fapt așa se dezvoltă copiii normal astăzi. Copilul acela, vă garantez, este candidat la sinucidere sau la moarte prin orice fel de boală, pentru că el nu are hormonii de care avea nevoie. Deci lui au blocat artificial dezvoltarea hormonilor androgeni și au furnizat hormoni estrogeni. Sigur că nu o să aibă barbă, o să aibă sâni, dar nu o să aibă sâni de femeie, o să aibă sâni de bărbat umflați și așa mai departe. Și va fi permanent marcat de faptul că este într-o altă haină care nu-i stă bine pe el. În fine, modul în care se lucrează astăzi, din păcate, nu e atât de grav ce au făcut cele două lesbiene, cât este foarte grav reacția societății, care nu zice nimic așa, zice că totul e în regulă. Le laudă. Știu, cred că de atâta informație nu mai avem răgazul și capacitatea să tragem concluziile privind la ce se întâmplă. Le luăm ca și cum așa ar trebui să fie. Ne minunăm și ne punem punct și am terminat. Cred că lucrurile acestea trebuie să fie foarte relevante privind modul, să zic, direcția în care ne îndreptăm. Deci, istoric vorbind, la ora aceasta, și eu cred că acest semnal de alarmă pe care îl aduce această lucrare, direcția este una, ne îndreptăm către un nou totalitarism. Dar asemenea totalitarism n-a mai fost niciodată de când e lumea, pentru că nimeni nu și-a mai pus în problema până acum să schimbe modul de a definire a identității de gen. Adică să-i facă pe băieți fete și pe fete băieți. Face haos, creează societatea. Și antropologia, cum spunea domnul doctor. Deci, cum se lucrează? Se lucrează în general prin narațiuni. Toate convingerile vechi au un fundament narativ. În sensul că sunt niște povești. Tu, în momentul în care vezi pe părinții tăi cum se manifestă în familie, aia e o narațiune pentru tine. Și, în general, tot ce se întâmplă într-o societate tradițională are un caracter narativ. Aceste narațiuni sunt înlănțuite și fundamentează o imagine noastră interioară despre lume. Modul în care funcționează lumea aceasta. Ei bine, ei ce fac acum? Pătrund cu narațiunile televizuale în sistemul nostru, în codul acesta narativ, care îmi definește modul de a gândi, și îl schimbă. Schimbă piesă cu piesă. Și se trezesc cu oamenii că gândesc altfel, fără să-și dea seama de ce gândesc altfel. Spune, eu gândesc așa, ăsta este modul meu de a gândi. Dar modul tău de a gândi a fost proiectat acum 50-60 de ani. Când temeiedorul psihologiei comportamentale a spus, dați-mi o mulțime și voi face din ei ce vreți. Din unii muncitori, din alții ingineri, din alții orice. Deci educația poate să formeze omul și mai ales când ai la îndemână o mass media ce îl conectează pe copil de mic, în momentul în care e mașina aceea de narațiuni, schimbi încet, încet modul de a vedea lumea. Și avem o nouă, ne întâlnim sau întâmpinăm o generație nouă de tineri care săracii nu știu cum arată lumea de fapt. Pentru că ei nu au avut experiența contactului direct cu lumea. Nu mai au. Contactul lor fundamental este cu media, care malformează, alterează permanent imaginea despre lume. Au început cartea cu cele 10 mituri privind homosexualitatea. Pentru că ele declară că gândirea veche este mitologizată, de fapt ce fac? Nasc noi mituri. În sensul că vin cu niște afirmații pe care ți le repetă la ureche prin diverse filme atât de mult, că la un moment dat îți pătrunde subconștient și când vrei să vorbești despre homosexualitate, începi să vorbești în termenii pe care ei primit. Primul este că oamenii se nasc homosexuali. Am dat o mulțime de dovezi, toate dovezile acestea nu au fost contrazise. Că dacă așa contrazise ar fi existat. În momentul în care nu poate fi contrazise, tace. Nu se mai spune nimic despre ea.
Și vine o altă dovadă a lor, cum că uite că totul s-a descoperit, acum două luni iarăși a venit. Nu, că iarăși a descoperit cineva. Vine iarăși un cercetător care demonstrează că nu e așa. Din nefericire, tot ceea ce este pro-homosexualitate, orice afirmație, orice nu face, orice eșantion total nesemnificativ, este amplificată la maxim de mass media și orice afirmație care contrazice pe cealaltă și o contrazice arătând până la urmă că nu are niciun fel de fundament, se trece sub tăcere. Am arătat în carte, am pus în foarte multe locuri aceste fenomene. A doua, că orientarea sexuală nu se poate schimba. Asta e o mare problemă. Există foarte multe studii. Haideți să vă zic două, trei. 1% din populația Americii declară, bărbați, pentru că noi ne aflăm la sfârșitul unei, să zic, a 30-40 de ani de revoluție sexuală, deci practic de manipulare în forță a mentalității, cel puțin în Statele Unite. Revoluția sexuală debutează în anii 60-70. 1% declară că ei au avut experiențe homosexuale. Este un fapt ăsta. E vorba de milioane, cred, de oameni. În același timp, instituțiile de sănătate momentală spun că nu există nicio dovadă că un homosexual poate deveni heterosexual. Și dacă încerci cumva să-i faci treaba aceasta, îi poți produce o mare criză. Daună. Vreau să vă citesc ceva despre afirmațiile lor. În ultimile 4 decenii, psihoterapeuții recuperatori nu au realizat nicio cercetare științifică riguroasă care să susțină vindecarea. Deci asta declară. Vreau să vă spun că toate instituțiile de sănătate din America, aproape fără excepție, și-au schimbat complet modul în care privesc problema în ultimii 20-30 de ani, fără să existe o studie. Gândiți-vă că mare parte dintre ele sunt astăzi conduse de homosexuali, iar fostul președinte al Asociației Americane de Psihologie, care în anii 70 era pro-homosexual și el a fost cel care a ajutat la declasificarea homosexualității, deci o scoate din manualul respectiv ca boală, spune astăzi că homosexualii practic au pus stăpânire pe Asociația Americană de Psihologie și el crede. Deci, încă o dată, nu este unul care spune că este de rea credință. El însuși a fost un promotor al homosexualității în anii 70 și spune că el crede că trebuie să facă astfel o Asociație Americană de Psihologie a heterosexualilor. Patterson și alți cercetători care conduc Asociația Americană de Psihiatrie sunt homosexual declarați. Ea este lesbiană, căsătorită, are 3 copii, înfiați, mi se pare. Deci, lucrurile acestea, pe aceste studii ale lor se bazează toată, să zic, tot edificiul moral al noi ere. Când se duc în America și se fac procese și se ascultă părerea științifică, sunt chemați Asociația Americană de Psihiatrie, pune pe masă niște dovezi false, vin alți cercetători și își arată adevărul, spune, nu, ce spunea Asociația Americană de Psihiatrie este adevărat și atunci legalizează căsătoria între homosexuali. Toate aceste asociații spun așa, că nu poate fi vindecat niciun homosexual, deși v-am zis, sunt cazuri la un tratament pe care îl făcea unul din psihoterapeuți, până la 70% de homosexuali se reveneau la heterosexualitate. Interzic toate aceste asociații tratarea homosexualilor. Deci tu poți să fii homosexual și nu mai e posibilitatea să te tratezi ca să devii heterosexual. Interzic la ora aceasta în Statele Unite și în lume în general manifestațiile organizate de foști homosexuali. Deci sunt interzise. Cele de homosexuale ale homosexualilor sunt promovate la maxim. Cele ale foștilor homosexuali sunt interzise. Asta este spațiul democratic în care, din păcate, suntem nevoiți să trăim astăzi. Mai sunt multe la modul acesta, dar voi rămâne puțin pe problema pedofiliei și a familiei. Până la urmă, familia este cel mai important lucru și cred că dacă există un atac pe care îl dă homosexualitate, se-l adresa copiilor prin identitate de gen și prin transformându-i în oameni cu care greu pot face o familie și nefericiți pentru că își pot întemeia o familie. Este problema familiei, pentru că familia nu o să mai funcționeze ca până acum. Unde se legalizează homosexualitatea scade la rata natalității și rata fertilității și crește rata divorțului. Vă spun, dar de ce? Ce treabă are legalizarea căsătoriei între homosexuali cu căsătoriile? Ei spun care este legătura. Iertați-mă o clipă. Standardul cel mai de jos va prevala în cele din urmă. Astfel că regula sex doar cu soțul sau soția, afirmația homosexuală, va rămâne ca o opțiune valabilă, dar nu ca ideal și în mod cer nu ca normă. Un procent semnificativ al bărbaților heterosexuali vor urma exemplul confraților homosexuali
și pur și simplu vor refuza să căsătorească dacă femeia va veni cu așteptare privind exclusivitatea relației sexuale. La urma urmei, ei de ce nu ar trebui să aibă același drepturi în căsătorie ca și bărbații gay? Dacă monogamia nu este considerată o componentă necesară a căsătoriei între persoane de același sex, atunci va fi doar o chestiune de timp până ce manipularea atentă a limbajului, nu este a unui heterosexual, iertați-mă, este Carter, va schimba semnificația culturală a noțiunii de monogamie în toate tipurile de căsătorie. Refuzul de a permite unui soț să-și ia o amantă va fi privit ca înapoiaș de modă veche. Noi ne dăm seama, dar în momentul în care se intră într-o căsătorie, există o anumită structură de negociere a relației, cum să spun, neexprimată, subînțeleasă. Deci fiecare vine cu niște așteptări pe care celălalt le subînțelege că sunt firești. În momentul în care schimbi mentalitatea privind monogamia, arată oamenii aceștia, vei afecta însăși raportul de negociere. Adică va veni un băiat, un bărbat într-o căsătorie și vei spune că nu cred că se va întâmpla așa. Eu vă asigur că se va întâmpla așa. Și vă spun și de ce. Și vă spune, măi, știi, eu mă căsătoresc cu tine, dar să n-ai pretenția de la mine să ți fii decât emoțional. Pentru că, iată, numai asta a trecut. Alte vremuri, numai. Dacă vrei să te căsătorești, dacă nu, treaba ta. Eu în condițiile astea mă căsătoresc cu tine. Credeți că se va putea întâmpla asta? Eu cunosc persoane care au spus, dacă nu practici sexul oral, eu nu mă căsătoresc cu tine. Sau alte persoane care au spus, deci schimbă, dacă vrei copii, treaba ta, eu divorțez. În ziua în care a lăsat copilul, el a divorțat. Deci lucru care acum, câteva decenii, nu era posibil, va deveni foarte posibil. În sensul că nu o să mai fie posibilă crearea unei relații de fidelitate. Pentru că toată lumea va spune, merge și altfel. Și până la urmă, gândiți-vă că cât de mult crește rata infidelității astăzi, când fidelitatea mai este o valoare pe care se întemeiază căsătoria, dar în momentul în care vor legaliza căsătoria între homosexuali, care sunt ele însele poligame. Deci homosexualii, cum arată în carte pe baza acelui studiu, nu pot fi monogami. Nu pot. Ei au 3, 5 parteneri, 8 parteneri pe an în relațiile monogame. Și atunci vorbesc de o poligamie, de o monogamie deschisă, ce vreau să vă explice. E bine, acest concept va fi extins asupra familiei în general. Se va transmite, mass media va crea cele narațiuni pe care, pe baza cărora vor regândi, noua generație vor regândi familia. Și atunci te va trezi o fată pusă la zid, cum spuneau în cercetările americane. Trebuie să accepți compromisul. Nu-l accepți, nu se căsătorești. Asta este problema. Și el va spune, accept că poate totuși reușesc să-l obțin aproape de mine. Sunt mai șmecheră ca el, sunt mai tare. Dar va constata pe urmă cu deznădejde că n-a putut să-l țină. Și este foarte greu să-l țină atât timp cât nici mentalitățile sociale, nici relațiile lor, cum să spun, contractul prenunțiat, contractul acesta nenegociat, dar totuși negociat prin ceea ce subînțelegem cu toții că este natural și normal. Atât mai vorbesc despre pedofilie pentru că am întârziat foarte mult. Așa cum s-au petrecut lucrurile în anii 70 cu homosexualitatea, se petrec astăzi cu pedofilie. Aceleași argumente status. La ora aceasta se cere scoaterea, declasificarea, cum ar fi, din manual de diagnostic. Nu numai că se cere, și îi spun la asociațiile de homosexual, când vom reuși lucrul acesta, de pedofili. Deja am făcut un pas și suntem cu pedofilia va fi liberalizată. Credeți că lucrurile nu se întâmplă așa? Deci așa spune, este o organizație a pedofililor B4U Act, care spune că atunci când, după cum s-a procedat cu homosexualitatea, din moment ce vom reuși să-i scoatem să introducem termenul de persoană atrasă de minor, atunci vom declasifica și va fi eliberat comportamentul pedofil. Vreau să vă spun că de curând, se pare, mai știu în ce an, James Cantor, un doctor în psihologie, susține că există o setare a creierului care face ca unul în cinci bărbați să se simtă atras sexual față de copii. Aceste afirmații sunt făcute în fața congreselor. Sunt doi, la ora aceasta, doi cercetători. Nu știu cum au ajuns ei cercetători. Unul care a vorbit în fața Congresului Statelor Unite și altul în fața Senatului Canadei sau ce este acolo. Și au demonstrat că trebuie clar înțeleasă că nu este o problemă, nu e o boală, ci este orientare sexuală. Și dacă e orientare sexuală, îi trebuie să înțelegi și nu condamnați. Iar Asociația Americană de Psihiatrie, anul trecut sau un an și ceva, în ediția 5-a a manualului de diagnostic, baza acestui manual se tratează și în România bolile psihiatrice și în toată Europa. Deci pe baza acestui manual.
S-a avansat afirmația că pedofilia este și orientare sexuală. Chiar așa o spun, numește orientare sexuală. A fost și scandal mare și asta am greșit noi. Ne-am gândit că de fapt nu e chiar orientare și au făcut o erată în ediția, în ediția online. Deci în ediția scrisă apare orientare sexuală. Deci ceea ce s-a întâmplat cu homosexualitatea se întâmplă acum cu pedofilia. Mai mult, studii care arată, nu numai, pe o parte demonstrează că nu au nicio problemă, că de fapt e orientare sexuală și că problema trebuie să-i acceptăm. Pe de altă parte, vin alți cercetători, tot din aceeași tagmă, care spun că trebuie deconstruită conceptul de copilărie. Spun că copilăria este un concept, un construct social care trebuie înlocuit, pentru că este perimat. De fapt, ce este copil? Poți spui că un copil la 7 ani, copil, poate că el să întrețină relații sexuale mult mai plăcute decât un adult, decât unul care are, să zic, 20 ceva de ani, că dispare copil adult. Am prezentat în carte și ce... persoana care i-a făcut prefața și care a fost, să zic, una din cele mai importante prezențe în spațiul american în domeniul sănătății. Deci lucrurile acestea sunt, cum să spun, sunt aproape. Cum a fost călcată DOMA, este un document care spunea că căsătoria în America poate fi, a fost contestată, a fost anulată, căsătoria poate fi făcută doar între bărbați și femei. La nici câteva luni de zile s-au ridicat poliamorei și au spus că acum vin rândul nostru. Adică cerem căsătorie între 2 bărbați și 3 femei, un bărbat și 4 femei, indiferent ce forme. Poligamie, nu mai e poligamie, este orice formă de relaționare. Dar pasul următor, și documentul a fost semnat de 6 profesori universitari în America, pasul următor este acela că au apărut și cei care cer relații cu animalele. Cer legalizarea căsătoriei cu animalul. Și până la urmă, dacă doar pe emoție și pe, să zic, dragostea aceasta, că îl iubesc și până la urmă pot să fac orice, râdeți, dar nu-i de râs. Se bazează căsătoria. Își spun, dom'le, mi se pare firesc, eu îmi iubesc câinele. De ce să nu mă căsătoresc cu câinele? Și eventual să facă și vreun copil. Asta ca o glumă deplasată, exact ca și... Poate să, eu știu, Dumnezeu știe... Decizia care va fi tot așa de deplasată. Mai sunt foarte multe lucruri, mă iertați, pentru că am încercat să comprim cât mai mult și nu este ușor, subiectul este imens. Lăsăm rândul întrebărilor ca să putem să răspundem puțin și, eu știu, dacă există. Da. Mă întreb deci, m-au venit așa de niște idei. Am o prietenă în Germania. Fica este la grădiniță, adică era... Și îmi povestea exact despre ce a spus dumneavoastră, că în Suedia, parcă citise la grădinițele de acolo, nu se mai zicea el sau ea, se folosea un pronume valabil și pentru el și pentru ea. Da, după am citit tot așa cazul unor bunici, nu mai știu din Cictoare, Irlanda sau nu mai știu unde, fica lor murise, copilul a fost luat de asistența socială și... Deși aceștia doreau foarte mult să-l crească, dat un îngrijire unei familii de homosexuali. Din păcate și în Anglia și în alte țări există tendința de a fi dați în adopții familiilor de homosexuali, copiloazi în familie de heterosexuali și primează de multe ori interesul homosexualilor în fața intereselor heterosexuali. Din păcate, foarte rău. V-am citit într-o carte... Care-i întrebare? Păi imediat, aveți puțină răbdare, spun, că n-am vorbit de ori întregi. Deci, într-o carte a spației... Oțel Predescu, un curisos în celulă, la sfârșit de a reprezentat cazul unui tânăr din zilele noastre din România, care avea un șef homosexual și cea mai pătimit să rea cu băiat, gata să... Deci, noi știm și din Vechiul Testament că pentru niciun păcat Dumnezeu nu a pedepsit cu foc decât pentru păcatele din Sodoma și Gomorra. Acum ce se poate face? Că ei duc o campanie foarte amplă, susținută, se vede, nu de... Deci n-au intenții bune, fără și clar n-au nicio legătură cu Dumnezeu. Ce se poate face ca copii, societatea în general, să fie... Deci, practic, cum a spus, dreptul nostru la replică nu prea mai există. Cazul acelor bunici sau mă știu... Ce se poate face? Deci trebuie și o campanie de căptură, adică să voi pun aici, deci că voi steți, nu știu cum, într-o ureche, mă rog, nu e bine, dar nu veniți și peste noi și nu ne impuneți regulile voastre. Doamnă, ce se poate face, întreabă doamna. Adică ar trebui să se facă, nu e o întrebare, e așa o durere, o constatare, o... ce să întrebi. Întrebarea este ce se poate face. Adică ne-a întrebat și pe noi, dar și pe dumneavoastră, cred, din sală. Ce se poate face? Da.
Da. Nu mai există o soluție, se numește construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Nu, fără... Nu, ideea e că biserica ar trebui să fie mai implicată în comunitate și nu este deloc implicată. Știu. Acum, și eu vă spun un lucru. Am convingerea că adevărul este cel mai important. Orice însănătoșire, pe psihoterapie, și eu cred foarte mult, adică dacă este niște psihoterapii care au efecte în cele comportamentale și cognitive, pleacă de la cunoaștere. Dacă mintea noastră este confuză, nu știm cum stau lucrurile, nu putem să-i convingem nici pe cei din jurul nostru și nu putem schimba nici viața noastră. Deci există, de aceea m-a întrebat cineva de curând la o conferință ținută aproape de în Belgia și o doctoriță care citise cartea. De ce totuși trebuie să citim lucrurile astea care nu sunt plăcute deloc? Eu vă spun sincer, pentru mine a fost... Eu mă ocup de cercetare de ceva vreme, de câteva ani bun, dar a fost cumplit. A fost perioade în care mi era foarte, foarte greu. Nu că vedeam imagini, că eu n-am văzut nici când am scris cartea despre pornografie, nicio imagine pornografică. Dar însăși conținutul, să-ți duci mintea în direcția asta, nu-ți creează un confort psihic. E extrem de deprimant. Însă care e problema? Trebuie să ne vaccinăm. În sensul că trebuie să cunoaștem adevărul, să putem da un răspuns, să-l mărturisim. Atâta timp cât noi vom avea o viață așezată în canoanele acestea ale normalității, când vom lupta pentru copii și pentru educație sănătoasă, când vom înțelege și vom vorbi și relați, avem șanse mai mari. Deci să plecăm măcar de la ceea ce putem face. Acum, eu nu știu dacă putem schimba nici lumea întreagă, nici, dar măcar să salvăm ce se poate în familia noastră și în lumea celor din jurul nostru. Eu nu mi-am propus cu această carte, ca și Andrei, să schimbăm lumea. Nu poți să schimbi lumea. Nu, că nu depinde de noi, sunt niște fluxuri de forță, de puteri, de instrumente, de mecanisme care depășesc individul. Dar putem face foarte mult la nivelul nostru. Și întotdeauna am pus această problemă. Am făcut tot ce a depins de mine pentru acest lucru. Eu cred că noi suntem departe de a face ce depinde de noi. Dacă fiecare face ce depinde de noi și lumea se schimbă în mai bine. Și retorica aceasta, ce putem face, poate fi depășită prin efectiv, prin a acționa, a face ceva în sensul bun. Sunt o mulțime de lucruri care putem face și nu se fac în societatea noastră. Nici măcar nu se spune adevărul. Am fost întrebat de multe ori dacă nu mi este frică că voi fi executat, că voi fi... Mi se vor face dosare. Sunt toți profesorii din străinătate care au luat atitudine, toți cercetătorii s-au făcut dosare. Se face dosarul public, se găsesc o problemă, mulțime de probleme. Nu contează că sunt reale. Nu verifică nimeni până la urmă. E important să spună pe posturi că acela a fost descoperit așa, până să te întrebe pe tine și dacă eu voi demonstra că nu e așa, în proces, nu o să mai publice nimeni că s-a demonstrat că nu este așa. Deci mijloacele de manipulare sunt de puternice încât trebuie să ne asumăm o atitudine, cum să spun, corectă, sănătoasă și în același timp să nu existe resentimente, să nu existe ură, să nu existe nimic în noi. Eu, de exemplu, am avut relații cu mai mulți homosexuali, fost și homosexual și merg peste tot și vorbesc cu oamenii. Și pentru că înțeleg problemele lor și mi-asum, găsesc o deschidere extraordinară la oamenii aceștia. Mare parte dintre ei au fost abuzați când erau mici. Dar au fost și unele cazuri în care nu au fost abuzați când erau mici, ci au fost de plină lor alegere pe fond de consum de pornografie ani de zile, pe fond de masturbare de ani de zile și așa mai departe. Dar în același timp, unii au reușit, alții se luptă încă și mă rugau, faceți ceva, ajutați-ne că vrem să ne eliberăm. Vă spun sincer, când am apucat cu Andrei la această lucrare, am avut în gând acești oameni. Trebuie să-i ajutăm, în primul rând, pe ei, pe homosexual, pentru că sunt mulți care au alunecat de un an, de doi, de trei, de cinci, sau sunt pe cale și care, dacă aveau un material ce știau pentru ce se îndreaptă, nu îi făceau pasul ăsta. Viața lor este mare risc și e o mare durere, cea mai mare durere. Vă rog, altă întrebare, puțin mai succint, pentru că sunt multe întrebări, probabil, să fie și atunci să... Și o completare la ce ați spus dumneavoastră. Sau alții se mint până la bătrânețe sau până pe patul de moarte, că ei nu sunt gay, sunt căsătoriți eventual de două ori cu copii de, știu eu, 20-30 de ani. Sau cu soția în pace și se uită la... Da, de păcate. Și vis-a-vis de biserică. Adică eu sunt foarte... Eu mi-asum orice zic public și eu recunosc că sunt homosexual. Dar atâta timp cât nu deranjez pe cel din stânga și din dreapta mea, nimeni, fără niciun drept, nu are de ce să mă, nu știu, sunt niște un fir de păr din cap. Iar cu trimitere la biserică, biserica nu o să susține niciodată conceptul, fenomenul de homosexualitate, lesbianism, LGBT, niciodată. Pentru că nu se schimbă ei în primă fază. Ei, adică începând de la Patriarhul României, adică eu risc că acum pot să... Mi-au zis niște prieteni să nu fac niciodată publice aceste afirmații, pentru că cine știe... O să cazi pe gheață din greșeală. Mie nu e frică. Că mor acum sau că mor la 80 de ani de vreo boală de bătrânețe, știu eu ce,
mă ia Dumnezeu când o vrea. Iar legat de biserică, că vreau să fac, eu n-am întrebări, eu știu despre ce e vorba, cu ce se mănâncă, vă imaginați. Ideea e... Nu e nimic de râs. Da, eu nu sunt practicant, eu sunt homosexual, dar nu sunt practicant, nu știu, da. E o chestie mai, poate se face și un studiu pe chestia asta. Legat de biserică e că mulți din rând, din fața preoteasca României, asta sunt. Sunt homosexuali. Noi vorbim de păcat, da? Oameni. Păi ăsta e un păcat. Cine stabilește dacă homosexualitatea e un păcat sau nu? Păi vrei să te gata, mai monopolizat-o aici, ce înseamnă asta? Am vrut să te ascultăm pe tine. Eu cred că mi-am expus opinia destul de decent și fără buzube și... Da. Măi, știi care e treaba? Nu putem, noi nu suntem în măsură să schimbăm pe alții. Eu nu pot să mă schimb de aceea și zic, înțelegi? Că mulți vor, schimbă-te. Cum să mă schimb? Pentru ce? Că e plăcerea ta să fiu cu femei fără număr, ca să citez mai mari muzicali? Poate să fie într-adevăr un fenomen de tulburare. Înțeleg. Ai avut tată? Ai tată? Eu am avut, dar s-a recăsătorit. Și ai trăit fără tată? Și am trăit într-un mediu foarte ok, din punct de vedere al familiei. Mama mi-a oferit educație, tata la fel. Adică nu poți să zici că așa te naști. Așa se întâmplă, cum a spus dumneavoastră, eu nu sunt la curent cu biologia, cu cromozomii, cu... O fi și o explicație de asta. Nu mă interesează. Așa m-am născut, asta simt, asta fac. Poți nu să te întreb și eu ceva? O viață... Ți-e frică de bolile astea care sunt scrise aici? Da, și periodic îmi fac analizele, cum ar trebui să-și facă fiecare, numai gay. Și cei care sunt straight, adică să se ducă pentru... Da, nu știi, dar dacă îți faci analiza la... și ai cancer rectal sau SIDA, care e problema? Ce ai rezolvat cu asta? Păi am grijă să nu fac acest lucru. Păi nu, păi când îți faci analiza, să-ți explic medical, da? Perioada de incubație la SIDA este între 45 de zile și 6 luni. Da. Perioada de contaminare începe cu mult înainte de a se manifesta boala, când și tu poți să contaminezi pe altul. Deci când ți-ai făcut analiză, e târziu. E târziu, nu mai ai face. Asta vreau să explic. La sifilis, de exemplu, Wassermannul se pozitivează în a 40-a zi de la contactul infectant. Vă spuneați că ți-au lidă conservativ sau continuăm așa? Da, mă lăsați să vorbesc. Șancru sifilitic se descoperă la 21-a zi. Dacă cineva vă controlează zilnic organele genitale. Contagiunea începe în a 14-a zi. Între a 14-a zi și a 21-a zi și a 40-a zi, când se pozitivează Wassermannul, e o perioadă în care poți să-i contaminezi pe ceilalți sau ceilalți pe tine fără să știi că ești contaminat. Și nu mai ai să faci. Rămâi cu sifilisul, rămâi cu SIDA sau rămâi cu cancerul. Vă recomand, doamnă, să citiți un studiu la americani în cartea cu bolile homosexualilor, făcut pe prezervative. Vă convingeți. Am și o întrebare despre America, dacă se poate. Așa. Domnul profesor a pornit prezentarea de la afirmația că la Revoluție nu s-a murit ca să avem Coca-Cola. Chestie cu care mi-a fost imediat foarte simpatic și m-am relaționat imediat cu dumneavoastră. După care a continuat o prezentare și dumneavoastră toți trei ați vorbit despre America. Mulți avanți, America, ce se întâmplă în America, spitale, fundații, nu știu ce. Acum 5 minute, domnul profesor a menționat că a avut relații cu niște homosexuali. În sensul, presupun, i-a cunoscut. Social. I-a cunoscut. Ok. Nimeni din prezidiu nu a vorbit despre cunoscuți și studii de caz pe homosexuali în România sau grupuri cu care s-a lucrat și cercetări cantitative, calitative, întreprinse de dumneavoastră personal. Plagiat după lucrări din America, pot să fac și eu, sunt de engleză, e simplu. O să scot mâine o carte dacă vreau. Nu am înțeles care este contribuția dumneavoastră personală și nu am înțeles mai ales cum homosexualitatea este o ideologie și nu o boală. Ați vorbit foarte mult despre ea ca boală, ca păcat, respect foarte mult opiniile personale ale oamenilor din sală, dar pretindeți că ați scris o lucrare științifică care arată cum homosexualitatea este o ideologie. Și aici pe mine m-ați plictisit. Nu vreau să fiu politicoasă, dar n-am auzit nimic. Ați citit okay. Așa?
Nici nu vreau să citesc după această prezentare. Nu, a fost suficient. Mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Dacă considerați că doamna a răspuns, eu sunt ok, adică nicio problemă. Cum considerați? În DEX vreau să spun că definiția plagiatului este puțin altă. Deci plagiat este un text a cărei sursă nu este indicată. Eu nu v-am spus, am zis că ați vorbit foarte mult despre alt sau alt. Ați folosit cuvântul plagiat, ați spus plagiat. Dar ce este ideologia homosexuală? Nu, dar recunoașteți că nu e vorba de un plagiat. Ok, da. Mulțumesc. Ce spui? Mulțumesc. 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 Vreau să mă scuzați. Doamnă. O să citesc doar ca să văd dacă e plagiată sau... Dar cum mă? Să lăsăm pe Virgil să răspundă. Doamnă, ca să vă convingeți că nu e un plagiat, trebuie să citiți și celelalte 550 de cărți. Nu știu dacă... Haideți să părăsim acuza la... Despre care mi-am cerut scuze. Doamnă. Vorbeați despre cercetarea România. Vorbeați de cercetarea în România. În România, din păcate, nu mai există cercetare, pentru că nu există fonduri alocate cercetării în România. Eu vă spun, dacă dumneavoastră îmi puteți furniza, cred că vreo 50.000 de euro, dacă nu 100.000 de euro, pentru această cercetare, o putem face. Costă foarte mult. Dacă vreau să vă spun că, din nefericire, organizațiile care apără familia în România nu sunt subvenționate de stat și din alte surse. Se descurcă cu foarte puțin bani pe care îi obțin de la prieteni, în timp ce asociațiile care promovează homosexualitatea au sume foarte mari de bani pe propriul site, care merg până la 1.000.000 de euro anual. Deci sunt bani mulți pentru a se susține homosexualitatea. Eu n-am văzut să producă un studiu aceste organizații în care să se arate care sunt problemele homosexuale, care sunt bolile homosexuale în România. Ați întrebat că sunt o groază. Vi le dăm noi dacă doriți. Eu am toată deschiderea. Când doriți, ne putem întâlni și însă, în orice studiu trebuie făcut o eșantionare aleatorie. Noi chiar avem. Deci, dar este din această organizație care se susține cu voi cine? Sau voi cine? Sunt două organizații. Sunt mai multe organizații. Trei organizații reprezentate. Că era o problemă? E bun. Alte întrebări dacă mai sunt. Da, e bine. ESI România, programul Eu Sunt Tu. Transform și accept. Dar nu e. Dar există. Okay. Bun, am înțeles. Alte întrebări dacă mai sunt, pentru a nu monopoliza discuția. Continuăm discuția după... Nu. Continuăm discuția și mă interesează aceste studii. Vă spun sincer. Vă putem contacta noi și vă dăm toate date. Cum să nu? Alte întrebări. Cu ideologia, că tot n-am înțeles cu ideologia. Cum e ideologia? Dacă nu se poate, nu se poate. S-a vorbit până acum. Este foarte greu să reluăm, pentru că sunt și alte întrebări. V-am dat ce vă spune. Este clar că nu se înțelege problema ideologiei. La fel de bine eu nu înțeleg de ce am fost mutați dintr-un loc în altul până când am ajuns în acest cadru absolut insuficient. Da? Eu înțeleg. Dintr-o cauză ideologică. Politică cu adevărat. Ca aceste lucruri să nu se spună, nu? S-a spus, deci, Ministerul Tineretului, de care aparține Casa Studenților, a dat telefon și l-a interzis să pună la dispoziție sala în acest scop. Deci, Ministerul a venit de sus în jos ierarhic și l-a interzis să ne ofere sala. Deși, în aceleași clădiri, și în aula de la drept, și la Casa Studenților, s-au făcut multe întâlniri cu oameni din afara universității. Eu am înțeles foarte bine. Deci, numai din cauza asta înțeleg că cineva are interesul ca aceste idei homosexuale să se propage și să capete rădăcini. Dacă tot am vorbit despre destructurarea familiei, fapt pe care eu personal îl observ cu ușurință în jurul meu, cine ar putea să aibă interesul să destructureze, să distrugă familia? Și în ce constă acest câștig? Unul din activiștii homosexuali, chiar prin anii 80, mi se pare, citat în carte, spune că dacă nu ne legalizați, nu veți prova homosexualitatea, cum veți mai reuși să controlați populația? Deci e chiar declarația lor faptul că răspândirea homosexualității va însemna un control al populației, în sensul de reducerea populației. Pentru că, în mod evident, familiile se destramă, copiii se împuținează. V-am spus că unde se legalizează căsătoria între homosexuali? În America și în Europa scade rata natalității și fertilității. Și asta este un fapt. Dacă observăm, este de fapt vorba de o redistribuire etnică a populației. Pentru că homosexualitatea fiind de rădăcini în Europa și America, țări preponderent
albe, da? Scuzați-mi emoțiile. În timp ce Asia se înmulțește continuare, da? În timp, efectul e evident. După ce că suntem puțini, vom fi și mai puțini. Dar de ce? Adică cine poate să aibă un asemenea interes? Eu asta nu înțeleg. Încerc să vă ajut eu și cu ocazia asta o să înțeleagă și doamna mai bine. De trei ori s-a mutat locația din motive ideologice. Bravo. Dar cine are acest interes? Cine are interes să nu mai existe familii tradiționale? Cine are interes să nu mai existe copii în Europa și America? Nu e tema de astăzi. Noi nu am... Știți, știți care este problema? Noi răspundem la întrebările la care putem răspunde. Și care țin de această lucrare. Mai mult nu ține de aria preocupărilor noastre. Cum pot fi oferiți cei 7 ani de acasă copiilor când nu sunt părinții cei care își educă copiii, ci societatea? Cum pot fi feriți de pornografia din școli, de toată educația nocivă care intră în familie? Pentru că un homeschooling nu este dezvoltat la noi. Este foarte puțin și trebuie să-ți asumi foarte mult ca părinte. Trebuie să ne adunăm și să facem în așa fel încât să fie adoptat și homeschooling-ul. Dacă vă face presiuni, până la urmă va fi adoptat, pentru că oricum se plâng că nu au bani pentru educație. De ce să nu lasă educația pe mâna părinților care au bani să-și crească copiii și le interzic lucrul acesta? Ceea ce se vede că, practic, este iarăși un interes ideologic. Însă problema e mult prea delicată și prea amplă ca să o dezvoltăm acum. Încercăm puțin mai aplicate întrebările pe direcția... În America, homeschooling-ul este legalizat de mult. S-a apărut ca o reacție la ceea ce se întâmplă în școlile publice. Da. Da. Bună seara! Din partea Știri pentru Viață Rouă, aș vrea să te felicit pentru curajul de a scrie o carte care spune adevărul incomode sau opinii incomode, dar foarte bine argumentate științific. Spre deosebire de colegii noștri, eu am citit cartea. Aș vrea să vă rog să răspundeți, poate în final, ca o concluzie, ce ați spune celor care v-ar acuza de homofobie? Deci, eu personal, din punct de vedere, poate domnul doctor să spună, cred că homofobia, însăși conceptul, este un abuz verbal. Suntem abuzați când suntem numiți homofobi, pentru că nu văd pe nimeni, niciun heterosexual, să aibă o frică. Știți, da, este o frică. Când vezi că arde casa vecinului, fugi să, în primul rând, să fii atent să nu-ți arde, să-ți ia și ție foc casa, te asiguri, al doilea, trebuie să-l ajut să stingă, să stingă focul. Oare asta se numește pirofobie? Piro de la foc? Se numește pirofobie în sensul că mie mi-e teamă să nu-mi ardă și mie casa sau văd că ia de casa vecinului? Nu. Ci pur și simplu mă apăr și mă lupt să mă apăr. Mă lupt să mă apăr de focul care vine peste mine. Dar sunt și oameni care au pirofobie, să spunem. Când văd focul, au fobie, le e frică de foc. Deci aici cu totul altceva. Deci vedeți, se produce un fel de alunecare semantică care până la urmă conduce la o judecată de valoare, la o învinovățire, la o condamnare a populației în general care este, să zic, heterosexuală, se spune că este homofobă. Orice manifestare, orice afirmație faci care pune la îndoială dogmele constitutive ale noi ideologii, devine homofobie. Și te-a pus homofobie, te-a aranjat. În societatea dinainte de 90, erai dușmanul poporului, făceai 8 ani, 10, 15 ani de pușcărie, nu mai permitea dușmanul poporului, indiferent ce făceai. Dacă puneai la îndoială unul din dogmele fundamentale ale comunismului, erai dușmanul poporului. Asta s-a ajuns și aici și îmi pare rău, trebuia mai mult să dezvolte, dar poate altă dată când s-o întoarce Andrei să facă, dezvoltăm mai mult problema aceasta a neomarxismului, pentru că până la urmă de acolo vine tot. Toată ideologia revoluției sexuale, toate problemele acestea vin din neomarxism. În anii 40-50 atunci se construia totul. Da, Ștefana, pot să-ți explic și eu. Termenul acesta este exagerat și este o făcătură. Și vă spun de ce. Eu am prins încă vremea, sunt peste 40 de ani de când am terminat eu facultatea de medicină, când dacă aveai în circumscripția ta sanitară un bolnav cu sifilis, cu febră tifoidă, cu tuberculoză, aveai legea de partea ta să-l determini să se trateze, să-l determini să nu îi îmbolnăvească și pe ceilalți, era legal. Dacă se declanșează acum o ciumă în Europa sau o holeră, prin lege bolnavul respectiv trebuie izolat un timp, până când se vindecă. Dacă un bolnav psihic este agresiv și își omoară vecinul, soțul, soția, îi dă cu ceva în cap, el nu e responsabil, dar el trebuie izolat un timp, din grijă pentru ceilalți. Nu e homofobie. Dacă eu consult un bolnav cu o boală venerică
eu ce să spun, că mi-e teamă de el sau că nu mi-e teamă? Am o homofobie sau nu? Am și îmi pun mănuși, mă spăl bine, mă dezinfectez, dar nu-l părăsesc, îl îngrijesc până se vindecă. Ăsta e un termen inventat chiar de ei. Acuzator, da. Bineînțeles. Bun, mai am să vă spun pentru început că sunt strict, nu am nicio legătură cu chestia asta, însă am o cunoștință în Danemarca care este, a fost bonă pentru copilul unui cuplu de homosexuali și a mai fost bonă pentru mai mulți copii, pentru mai multe familii și mi-a zis că copilul familiei de homosexuali era cel mai bine educat și cel mai bine crescut copil de care a avut ea grijă. De asemenea, mă rog, mai am și o mătușă în America care are un vecin, are o familie de vecini homosexuali și sunt, mi-a zis că sunt ok. Asta, nu știu, eu sunt aici în poziție neutră. Nu am nicio nicio treabă. Dar referitor la ceea ce ați spus dumneavoastră, la destrămarea familiilor, este neapărat un lucru rău? La destrămarea familiilor, ați spus... Ați spus mai devreme că... atunci când ne căsătorim, avem un contract nescris. Și, nu știu, prin dorința homosexualilor, vor ca să schimbe contractul acesta nescris. Și vă întreb, dacă un bărbat poate avea relații cu mai multe femei, nu asta duce la o lipsă de copii? Pentru că în mintea mea duce la mai mulți. Așa. Și ați mai spus mai devreme despre o asociație a pedofililor. Și voiam să vă întreb dacă pedofilia este legală pe undeva prin lume. Pentru că mie asta mi se pare chiar grav. În Germania chiar există partide ale pedofililor. Și în Olanda și în Nambla. S-a vorbit despre Nambla. North American Men Boy Love Association. Deci Nambla este o asociație celebră care are 40 și ceva de ani. Legală, care militează pentru man-boy love, adică iubirea între bărbați și băieți, deci între adulți și băieți, pledează în mod oficial, are website, cărți, publicații, fără să fie legală pedofilia. Ceea ce Virgil arăta este că asta e tendința, ca ea să devină legală și există presiuni și în Olanda, există tot așa asociații, profesori universitari, Gerd Hekma, poate ați auzit de el, un profesor olandez, care a fost invitat și la noi în România acum 2 ani, declarat pedofil, a avut și procese. Deci nu e nevoie să fie legală încă pedofilia pentru a fi legală niște asociații și organizații care militează pentru legiferarea ei. Asta e paradoxul, deși... E tolerant. E o toleranță, dacă vreți. Societatea este... ...ca asociațiile să fie ilegale în ansamblul lor. Cine a spus? Asociațiile ar trebui... Dar ele există, le căutați pe internet, ele există. Deci nu, nu e invenție, o găsiți pe Google, de ce le acționează, sunt foarte militante. Nu, dar întrebarea era de ce nu e normal să nu existe familii. Da, v-ați răspuns singur, deci în momentul în care spuneți că e un lucru rău să nu mai fie familie, v-ați răspuns singur, adică mi se pare evident, dacă considerați că e un lucru bun să desfințăm familia, trebuie atunci... Trebuie să întrebăm dacă a crescut fără părinți, fără vreunul dintre ei... Sau te-ai nu neapărat, cu părinți? Hai să vă spun dintr-o familie perfect normală... Nu, neapărat. Eu vă spun sincer, sunt foarte bucuros de întrebările pe care le-a pus, nu pentru că ele în sine ar... ci pentru că sunt simptomatice pentru o generație crescută, din păcate, departe sau într-o axiologie pervertită. Deci nici măcar lucrurile care pentru noi păreau fundamentale sau așa nu mai pot fi puse... Nu vedeți, nu mai există un construct și... Iertați-mă că vă zic, eu aș prefera... Am mai fost în licee și am vorbit, dar e foarte greu să umbli foarte mult. Și mă întrebau elevii, dar nu, cine ne spune adevărul? Nu spun că tinerilor azi nu spune nimeni adevărul. Sunt mințiți constant. Mințiți la școală, mințiți de părinții de multe ori care sunt vai de mama lor, mințiți la televizor, mințiți în toate revistele. Am avut cunoștințe copii care la 7 ani începeau să masturbeze spunându-mi că au citit în revista Bravo și acolo se lăuda foarte mult comportamentul și s-au masturbat 14-15 ani până când și-au dat seama că și-au distrus viața. Deci suntem față în față cu o realitate care depășește cu mult ca posibilitățile de imaginare la nivelul anilor 90, 95, 98.
Deci eu aș spune că la astfel de întrebări putem răspunde în cadrul unei, să zic, unui coloviu în care să vină tineri mai mulți, pentru că cei de alte vârste chiar nici nu înțeleg aceste frământări. E un lucru foarte interesant pe care l-am sezat într-un studiu, destul de necunoscut el așa, realizat în 1976. Au cercetat 186 de societăți, au fost listate cu caracteristicile lor, din care 39 au fost, să zic, considerate sau potrivit criteriilor de clasificare. Și ce au constatat? Că proporțional cu acceptarea homosexualității într-o societate, cu conceptul de homosexualitate, creștea probabilitatea ca aceasta să fie prezentă ca și comportament. De pildă, comportamentul homosexual este complet absent în societățile unde acesta nu există ca și concept. Deci faptul că nu este ca și concept este complet absent. Sunt 39 de societăți din lumea întreagă. În societățile care nu aprobeau homosexualitatea, 76% de cazuri era foarte rară sau nu exista deloc. În 76% din cazuri. În societățile care doar ridiculizau homosexualitatea, în doar 50% din cazuri, aceasta nu este ceva neobișnuit. Iar în societățile care acceptau sau ignorau homosexualitatea, aceasta, 99% din acestea, homosexualitatea nu este un fenomen neobișnuit. Deci, proporțional cu mediatizarea comportamentului, cu lărgirea permisivității, apare comportamentul, este mult mai prezent în societate. Eu vă spun studii ce le-am făcut pe permisivitatea sexuală. Cu cât o persoană este mai permisivă sexual, cu atâta probabilitatea ca ea să fie infidelă sau să aibă relații sexuale cu mai multe persoane este mai mare. Deci numai faptul că eu cred în mintea mea că e un lucru normal, mie îmi determină, va determina comportamentul. Deci noi ne aflăm în fața unui război dus astăzi prin mijloacele acestea mediatice, care extrem de pervers schimbă mentalitatea, promovează comportamentul. Adică dacă eu consider că până la urmă nu e o chestie care e prea gravă, când sunt la petrecere cu niște prieteni și am consumat puțin drog, cum spunea unii dintre copiii aceștia care am vorbit, pot să încerc și o relație homosexuală și s-ar putea să rămân la ea dintr-un motiv sau altul. Deci ne aflăm în fața acestor fenomene de răspândire majoră în societate. Acum 20-30 ani nu era un fenomen. Eu vă spun acum ce am cercetat. Devine un fenomen și în societatea românească. Nu pentru că românii se nasc acum mai mult homosexual decât acum 20 de ani, ci pentru că este un fenomen mediatizat, acceptat de tineri, probat de tineri și încet, încet ne trezim cu generații în care sunt marcate de aceste probleme. Problema vine cam așa, ei nu procrează, dar se înmulțesc pe tine. Vă rog frumos, la trei întrebări mai răspundem că e foarte târziu și organizatorii ne-au făcut semn că trebuie să încheiem. Revista Familia Ortodoxă numărul de februarie discuta despre faptul că până în anii 70 Asociația Psihiatrică în America sau ceva de genul acesta stabilea homosexualitatea ca boală. Dacă puteți detalia puțin ce s-a întâmplat și de ce. A vorbit, când nu erați aici, a vorbit la început, a prezentat. Am încercat să intrăm o oră și mare. Nu, ne iertați. Deci am spus că în 73 Asociația sub presiunea unui lobby extrem de agresiv, deci sub presiunea unui lobby foarte agresiv, Asociația a scos din manual, a declasificat acest comportament, deci nu l-a mai considerat tulburare mentală. Până în 73 au fost presiuni extrem de puternice, o agresivitate la care nici nu vă imaginați. Intrau în sală, întrerupeau, făceau scandal, huiduiau. Și la urma de congrese era Asociația Americană de Psihiatrie cu sute sau mii de psihiatri veniți. Și intrau, urlau, întrerupeau și le se spunea de către cei care organizau și le conduceau că până la urmă își exprimă drepturile. Trebuie să înțelegeți că în America nu e ca în America asociațiile au o putere mult mai mare decât în România. Mult mai mic are, să spunem, influență Departamentul Sănătății, care ar fi echivalentul Ministerului Sănătății, și mult mai mare putere au asociațiile profesionale, aproape putere totală, deci discreționară. Practic, Departamentul nu e corect, pentru că sute de ani a fost considerată o boală în tratatele de psihiatrie, ca și cum ai spune că de mâine infarctul nu mai este infarct, nu mai există. Sau cancerul nu mai există. Nu poți așa. Nu poți așa. Să hotărăște asta undeva într-un birou și să se schimbe diagnosticile în toată lumea, că așa au vrut câțiva americani acolo. Și asta, răspunzând doamnei, este rezultatul unei presiuni ideologice. Adică, întâi s-a decis
că trebuie să promovăm acest comportament cu tot ce înseamnă revoluția sexuală, pornografie, avort, contracepție, deci toate, nu e vorba numai de un singur domeniu. Întâi s-a decis, repet, ideologic, doamnă, s-a decis întâi acest lucru. Și după aceea, după ce s-a luat această decizie, au început presiunile și s-a izbutit impunerea acestei decizii la nivelul Asociației Psihiatrice Americane. Deci întâi a fost ideologia și după aceea a fost, să spunem, presiunea asupra lumii științifice. Altă întrebare? Nu, ați mai pus să lăsați și pe altcineva? Da, da. Cum vedeți legătura dintre regândirea narațiunilor, atiparelor și mișcarea New Age, care chiar pe asta mizează, pe desființarea însă, a însăși gândirii? Pot să vin cu citate din... Este un fenomen mult mai complex. Familia și... Bine, acolo mișcarea New Age, pe lângă ideologie, sunt niște practici și ei tind să asculte de guru interior, deci practic... Este o dezlocuire chiar a personalității și a subiectului. Subiectul este anulat acolo. Aici subiectul este dirijat și se anulează subiectivitatea prin însăși posibilitatea pe care o au ei de a ne dirija prin narațiuni, modul de a gândi și comportamentele. Pe când acolo subiectul este anulat complet. Și sunt niște practici care atrag oameni pe aceste tipare, pe aceste trasee, în care efectiv el la un moment dat își părăsește subiectivitatea, nu mai este el însuși și începe să asculte de un guru interior. E foarte complexă și asta trebuie o conferință pe tema asta, deci nu e două vorbe. Da. În timp. Altă întrebare? Mai o întrebare? Ultima întrebare. Aș vrea și eu să spun ceva. Deci, vă spunea domnul doctor, apropo de identitatea de gen, că de fapt către asta se tinde și că este înviitorător, pe mine ce mă sperie la fel de mult este faptul că în momentul de față, dacă spun că sunt creștin, ortodox și că am această poziție, sunt considerată abonică, fascistă și așa mai departe. Homofobă. În momentul în care spui că ești homosexual, nu este absolut nicio problemă, este chiar foarte bine văzut. Pe mine mă sperie foarte tare această situație și mă gândesc și la copilul meu cum aș putea să fac... Probabil la următoarea parada ei ar trebui toți creștinii deja ortodoxi. Ceea ce sunt, adică nu mai pot să spun ce sunt. Pentru că în momentul acela ești cum a fost acest lucru, faptul că nu s-a putut ține această conferință în aură. Sunt convinsă că dacă era o conferință pro-homosexuală, nu ar fi fost astfel nicio problemă. Adică de ce să eu această opțiune, la fel ca și ei până la urmă, fără să-i judeci sau fără să-i jignești niciun fel. Am această poziție. Sunt creștină ortodoxă și vreau să mă exprim această poziție pe care o am și să trăiesc în conformitate cu ea. De ce nu se poate? Doamne, raportul luna cel care s-a votat în Parlamentul European de curând, asta recomandă. De asta vorbeam de ideologie. Deci întreagă poveste în spate. E un raport al Parlamentului European care recomandă țărilor membre să implementeze asemenea politici publice discriminatorii și care să introducă în educația școlară la toate nivelurile, să introducă inclusiv la, iată, în sistemul de învățământ universitar. Deci e rezultatul unei politici europene. Asta este adevărat, dar ce putem noi să facem? Asta este. Ce să fiecare la locul lui să reacționeze civilizat, dar să reacționeze. Și mai multă unitate. Ce făceau în anii 45-48 românii când vedeau că vine peste ei comunismul și, până la urmă, nu au ce să facă. Dacă meeting-urile vor lua în floare, probabil vom fi luați ca la Revoluție. Probabil că se mai greșinește și ceilalți să iau un exemplu fără să-i urâți și fără să le faceți nimic. Probabil că e tot. Cred că la multe de patru ne urmăriți așa o parte de luptă. Nu cred că... Dar cred că nu le facem nimic, chiar nu le facem. N-am să le facem. Era un exemplu pentru doamna ca să nu fie atins nimeni în jur. Deci fiecare se trăiește din omul. Ideea e că și la urmă și simplu ești creștin. Ceilalți să facă, fără să se simtă dezajibil. Ei face niște cursuri la British Council și s-a cerut la un moment dat să facă o compunere despre ce părere are despre căsătoriile homosexuale. Eu nu am fost de acord cu acest lucru și am scris celor de la British Council că nu mi se pare normal ca acesta să fie un subiect pentru o astfel de compunere. Și am fost singurul părinte care a luat această poziție. Vedeți? Deci nimeni, absolut nimeni nu a sezizat. Am zis, are o vârstă când se formează identitatea de sine. Nu mi se pare normal să discute astfel de subiecte. Dați alte subiecte. Și ei mi-au răspuns, zice, nu i-am spus să scrie că ar fi de acord. I-am pus doar această problemă. Îmi permiteți la ce copil de 13-14 ani. Deci, okay. Și faptul că ceilalți părinți n-au spus absolut nimic aici, mie mi se pare foarte grav. Adevărat.
Până la urmă, asta este problema. Deja, da, e vorba de atitudinea comunității. Da. Dacă eu comunitatea noastră tace... Eu mulțumită că am făcut asta, dar mie mi se pare mult. Și cum este? Sunt mecanismele acestea ale spiralei tăcerii. Cu cât tăcem mai mult, cu atât se va tăcea mai mult și lumea va crede că, de fapt, adevărul este altul. Deci problema este să vorbim. Nu că nu instigăm la nimic, ci pur să spunem adevărul. Spunem adevărul, să răspundem permanent. Oamenii pun să nu facă nimic. Da. Din păcate, vom avea ce merităm dacă tăcem. Exact. În ultima instanță și cartea aceasta și poate întâlnirea de aici de și altele sunt niște anticorpi, așa le-am putea numi, ale unui sistem imunitar al unei societăți, care se apără de o intruziune, să spunem, niște agenți patogeni, metaforic vorbind, deci niște anticorpi, să zicem, la nivel simbolic, pentru a avea o reacție. Un organism sănătos se apără de o invazie patogenă. Un organism bolnav nu se mai poate apăra. Deocamdată mai putem avea o asemenea reacție. Iată că ea ne este interzisă instituțional. Deci, pe mine asta mă îngrijorează, faptul că mi s-a interzis dreptul de a exprima o opinie civilizată, politicoasă, științifică, într-un mediu cum era aula, de exemplu. Și asta e o dovadă că, într-adevăr, organismul social încearcă să reacționeze și există niște presiuni totalitare, l-am putea numi, din partea unei zone instituționale și politice, în ultima instanță, fiindcă vorba de o presiune politică, care împiedică aceste reacții să se producă în mod firesc. Non-violent, argumentat. Nu se poate da judecată pe Ministerul Tineretului că nu ne lasă libera exprimare? Nu știu, avem aici, de exemplu, reprezentanți de la Alianța pentru Demnitate Națională. Poate domnul Capsali va lua o atitudine cu asociațiile respective, nu știu. Deocamdată nu asta era scopul întâlnirii, să trecem la asemenea, să zicem, reacții în justiție. Dar important este că se produce acest fenomen și iată că ni se interzice o manifestare absolut normală, academică, intelectuală, în ultima instanță, un schimb de idei intelectual. Mie mi-a plăcut schimbul pe care l-am avut cu dânsii înainte. A fost o discuție cu argumente pro și contra, sigur se poate discuta oricând, e un lucru firesc, un dialog, nimeni nu refuză dialogul, dimpotrivă dorim un dialog, câtă vreme se poartă în acești termeni. Ne oprim aici, vă mulțumim. Mulțumim. Nu mai puteam să mă rog.